Salutare acolo, MCN-ul, sunt Micuțu Cosmin Nedelcu și vreau să te invit să urmărești acest podcast în care l-am invitat pe rectorul în ATC, Liviu Lucaci. Liviu Lucaci este omul care e dator cu o bună parte din ce sunt. El este un om care s-a preocupat de soarta mea așa și m-a format. Printre alți oameni importanți, el a fost un om foarte important pentru mine în facultate și nu doar pentru mine. E un om de la care am învățat enorm și cred că poți să faci și tu asta. O să vorbim, bineînțeles, de ce poți să faci în un ATC dacă intri acolo. O să vorbim despre un lucru foarte important și anume, din septembrie 2020, actoria poate fi găsită în școli. Da, ăsta e un anunț pe care o să-l auzi în podcastul ăsta. O să vorbim și despre asta, o să vorbim de cum se poate schimba societatea în bine. Deci societatea, nu neapărat că o să avem de mâine mii și mii de actori. Vreau să le mulțumesc frumos sponsorilor acestui podcast, Foodpanda, niște oameni absolut senzaționali. Îți recomand să folosești aplicația Foodpanda și să bagi acolo codul MCN Podcast și vei avea o reducere de 15 RON. Aș vrea să le mulțumesc și oamenilor de la F64, foarte amabil ca de obicei, care ne ajută cu echipament. Și aș vrea să-ți mulțumesc și ție că urmărești acest podcast, pentru că fără voi, știți vorba aia, n-am fi reușit să facem toate lucrurile astea și să avem invitați atât de mișto, de la care puteți să învățați atât de multe. Să ne urmăriți și pe Spotify, să ne urmăriți și pe SoundCloud, să ne urmăriți și pe Apple Podcasts. Like, share, subscribe. Închide-l. Nu, zic că acum... Ia-ți din ăla cu taste. Da, exact. Ăla mic. Alo! Deci când vorbea tata cu cineva din provincie, să mor dacă deschidea geamul, se auzea. Da, da, da. Deci el vrea la Reșița, n-avea nevoie de telefon. Exact. I-am zis, bă, închide telefonul că te aud oricum. Exact. Dacă e militar. Păi da, cred că și de asta, bă, că avea tendința să dea ordinul să fie clar, da, trebuia da, să da. Se audă, să da, fie da, ordinul... Da. Deci jur că îi auzeau la Reșița, bă. Păi da, mă, dar de fiecare dată, în primul rând că auzeai în bloc, auzeai când suna telefonul și chestia asta, eu nu știu dacă își dau oamenii seama, dar noi sonorul ăla nu-l mai avem în minte, nu, ăla nu mai există, ăla a fost scos, știi, ăla de telefon, am văzut că și-au mai pus unii pe... Da. Sistem. Smartphone și-au pus soneria aia veche, știi? Probabil sunt nostalgici. Yeah. Dar era soneria aia și după aia când răspundeai și era... Alo! Alo! Exact. Dar eu așa fac în... Tribun. Deci în micul infern, în rolul ăsta, când sunt foarte bătrân în altă parte, am momentul ăsta cu... Alo! Păi... Ăla care e perfect. Ăsta te... Dacă ai nevoie de caracterizare la bătrânețe, ăsta e. Da. Alo! Exact, exact. În primul rând aș vrea să te felicit, arăți impecabil. Aier, am îngreșat un pic. Nu e adevărat. Mulțumesc. Nu știu dacă putem să tăiem, să luăm de la al treilea nasture în sus. Așa. Asta, după care aș vrea să zic câteva lucruri pe care le spuneai tu în facultate. Lucruri frumoase pe care le spuneai în facultate. Să am trei am notate. Uh-huh. Și anume, primul, fiecare dintre noi în momentul în care se simte neînsemnat ar trebui să realizeze că e centrul universului și că în orice moment prin el trece centrul universului. Da. Și eu când am auzit chestia asta, în primul rând am stat și m-am gândit, domnule, are dreptate sau e nebun? Normal. Da. Pe care mi-am dat seama că ai dreptate. Pe care mi-am dat seama că pe moment m-a ajutat foarte tare și am mai încercat asta acum, adică n-am crescut și nu mai funcționează la fel. Nu mai simt... În momentul ăla cred că era... Nu știu cum a funcționat sau nu știu dacă funcționează până la o anumită vârstă sau până ai senzația că știi niște lucruri. Bun, acum chestia este așa că realmente atunci când... ai un om în față și când îi acorzi atenția ta, omul ăla este omul.
Uh-huh. Cu alte cuvinte, acum așa de profesora să zic, păi un profesor bun te face să existi. Scurt pe doi. Pur și simplu îți dă atâta atenție încât tu crești sub atenția lui, ca sub o lupă sau ca sub lumina soarelui. Deci ăsta e un profesor bun. El îți dă atenție, răbdare și îți dă spațiu să crești. Uh-huh. Și atunci, realmente, asta odată. La tinerețe, zic eu, te ajută un pic orgoliul ăla că eu sunt centrul universului, dacă cineva știu și spune. După care realizezi că sunt mai mulți centri, că sunt, și cred că de la o vârstă în sus trebuie să întinzi brațele, să te apuci de centri aia, să fie mai mulți. Adică la mine funcționează așa. Asta e sistemul meu, e simplu. Dom'le, mă țin de mână în viața asta cu cei cu care, în care eu cred, pe care îi admir, către care aș vrea să mă îndrept, și în trecut cap un lanț așa, departe de Iisus încolo, cu fiecare generație în spate întind mâna către cei care au fost, uh-huh, și care m-ar putea ajuta. Practic e un networking perfect de valori. Da. De valori. Și nu vreau să fiu prea, nu știu cum, dar m-a întrebat toată, am avut o bursă de studii pe teatru tradițional japonez, în Japonia, 3 uh-huh luni. A fost o chestie foarte interesantă. Tare, așa, ca schimbare de viață. Și m-a întrebat un american care făcuse Harvard-ul, zi și mie, eram în cameră cu el, nu știu ce, împărțeam o cameră, și zice, zi și mie ceva despre România pe care se poate să o țin și o minte. Omul făcuse Harvard-ul, numai prost nu era. Și m-am gândit un pic și a zis, păi în România a existat un om care a fost de mai multe ori ministru, foarte cunoscut, faimos, super inteligent, făcuse 2 facultăți, și care atunci când a ajuns în închisoare și a văzut lângă el un alt om care suferea, suferea de plămâni, s-a așezat pe cimentul rece și l-a invitat pe altul să doarmă pe el ca să nu aibă probleme la plămâni. Și cel care a murit a fost el. Aici s-a întâmplat asta în România. Cine a fost acest... Mircea Vulcănescu. Aha. Filozoful, ministru... Ăștia sunt oameni. Și acum știe pe lângă Petrache Poenaru, pe lângă Dumitru Prunariu, știe niște... Da, i-ai spus și numele? L-a interesat numele? Da, l-a interesat. Uh-huh. Nu, tipul făcuse facultate, era foarte curios, era un tip de ăsta, deștept, un pic așa, șoricuț de bibliotecă, dar deștept foc. Și a zis, da, cine? A căutat el, bine, n-aveam atunci net pe telefon, nu știu. Da. Când m-am născut eu, în fine, erau... Știm maestre. Maestre, dacă 1850. Îmi permite. Nu, haide să nu ne aducem aminte. Era căruța acum. Aveam automobile de astea. Era căruța 5G. Nu, și dacă vrei să chem pe cineva, aruncai cu piatra către ele. Exact. Pentru că atât de depărtați erau oamenii. Nu, și venea de nervi, știi? Adică, da. Adică n-avea cum să nu vină. Da. Da. Ce vremuri. Ce vorbești? Îmi pare rău că nu le-am prins. Eram 2-3 oameni în oraș aici. Da. Era sat, nu era București. Da. Era doamna Floreasca, domnul Toroban. Exact. Și 3 oi. Așa, și niște militari. Exact. Da. După care ai mai spus... Turci. Militari. Turci. Scuză-mă, da. Că în perioada aia, da. După care ai mai spus o chestie foarte frumoasă. Ca să și tragem o concluzie... și să zic eu mai pe scurt și mai pe înțelesul tuturor, treaba asta se aplică cu centrul universului, nu doar în cazul tău, mai sunt și oameni deosebiți pe lângă tine pe care îi admiri, și în momentul în care oamenii ăștia dau mână cu mână, se întâmplă, chiar se întâmplă cerul, chiar se întâmplă. Practic noi toți oamenii, unii își dau seama, unii nu, n-are legătură cu câte cărți ai citit. Noi când ne simțim vulnerabili, când ne e rău, când ne speriem, ne gândim că lângă noi e cineva, un om, care ne ține practic de mână, ne ține în aer, ne ține... Am avut o doamnă extraordinară, actriță la Teatrul Național, care îmi povestea așa, Liviule, eu când am o problemă în scenă, mă uit către Arlechin, pe unde se arlechinuie, pe unde intră actorii, ies așa, și mi-l imaginez acolo pe Zaharia Stancu, scriitorul care a murit de mult, și care era director când doamna asta era tânără, și zice, el stătea în picioare la toate spectacolele teatrului și eu știam că el e în Arlechin. Uh-huh. Și când mi-era rău, mă uitam către Arlechin și vorbeam ușor cu el. Zaharia, ce fac? M-am speriat, că nu știu ce.
Noi toți facem asta, nu ne dăm seama, toți facem asta. Da, da. La un moment dat, asta mi se pare că toți facem asta, dar e și complicat. Adică trebuie să ai și noroc să găsești oamenii ăștia deosebiți și să ai noroc chiar să admiri niște oameni, pentru că e din ce în ce mai greu. Și de asta mi se pare că anumiți oameni nu sunt atât de binecuvântați și nu știu cum le explici ce se întâmplă și cum îi faci să meargă spre ce se întâmplă, spre ce ar trebui să se întâmple cu ei. Îi momești cu binele. Adică, practic, oamenii învață din exemple. Dacă vezi că unui om e bine, poate chiar te iei invidia și zici, vreau și eu. Adică, uite ce liniștit e ăsta. Cum face tipul ăsta, tipa asta, cum face ea să fie așa de bine? Stai pe lângă ea, noi în general vrem să ne fie bine. E o chestie instinctuală. Eu mă bazez mult pe instincte, pe intuiții, pe stau să citească nu știu câte cărți. Ideea este să-i fie mai bine. Practic se și numește, conceptul este de viață bună. E inventat de grecii care au murit de mult, 2500 de ani. Așa și dacă se nici ea nu știu. Viața bună. Păi da, dar ce facem cu ăștia care se uită la cineva care trăiește bine și în loc să-și dorească și același lucru, îi doresc rău ăluia? Da, eu înțeleg bine ce zici. Povestea e cam așa, asta este o... Iartă-mă, paranteză, ca să fie un exemplu concret. De exemplu, concret, a murit recent Kobe Bryant, care a fost jucător de basket și a fost un om care a inspirat foarte mulți oameni, știi? Și au fost, adică există oameni pe planeta asta, un lucru care pentru mine e, adică încerc să neg existența lui, știi? Și sunt anumiți oameni care s-au bucurat, nu, că omul ăsta a murit. Da. Un om care o ducea bine, avea 41 de ani, avea o avere de 500 de milioane de dolari, avea copiii pe lângă el, avea tot timpul, renunțase la NBA și avea tot timpul necesar de să stea cu familia și să, deci să aibă quality time de acum până îl murea de bătrânețe. Da. Povestea este așa, binele ăsta și viața bună se învață stând lângă un om, văzându-l, simțindu-l, cum să spunem, pipăindu-l. Deci această poveste mediată, adică câți l-au cunoscut pe omul ăsta? Foarte puțin. Da. Restul l-au văzut la televizor, pe net, pe nu știu ce. Practic asta nu înseamnă că îl cunoști pe cineva. Și cazul tău, deci se formează o imagine despre tine și imaginea începe să umble singură, că exact. Asta e problema, că și o placi sau nu. O placi sau nu, și chiar dacă tu, despre care e vorba, adică imaginea ta începe să umble, dacă tu nu ești atent să te sincronizezi cu imaginea ta și să zici nu mai îmi place, o corijez, tu ai o problemă. Practic nevroza apare în distanța dintre cine îmi imaginez, cine aș vrea să fiu și cine sunt. Acolo e problema. Acolo începe. Da, alert și încep să te crezi așa. Să obosești, să te frustrezi. Da. Și umbli cu umerașul pe stradă. În fine. Sau, în fine. Sau cu folie de aluminiu. Da, da. Sau mângâi butonul de la lift. Chestii tot. Asta e excelent. Mângâi butonul de la lift. Da, știi. Veronica. În fine. Deci, idee. Să stai așa. Da. Nu, că sunt destui. Dacă te uita, că de-aia se uită vecinii aia pe ochiul ăla de la... Pe vizor. Vezi niște chestii fabuloase. Știu. Eu știu. Eu, nu, pe lângă sentimentul ăsta de voyeur așa, dar nu e, e... Eu aveam o glumă cu asta, că e ultima relicvă comunistă vizorul, știi? Pentru că poți în continuare supraveghezi și a rămas aia, știi, din perioada de... Îți turnai vecini. Da, oare eu am o problemă acum când m-am gândit cum mângâi un buton la lift și creează o senzație plăcută? Că m-am gândit la asta și brusc m-am calmat așa, știi? Vezi? Mângâind un buton la lift. Bun, deci ar trebui să stea lângă un om. Și dacă n-au un om... E un câine. Da. Dar nu e destul. Nu e destul. Adică câinele... Nu, ideea este că trebuie să ieși în lume. Suntem animale sociale. Ne face bine să fim în
în grup, în haită și așa da. Mai departe. Asta lumea nu înțelege, că zice, dar eu trebuie să fiu neapărat lider. Nu, sunt oameni care se simt excelent urmându-i pe alții. Uh-huh. Noi nu suntem toți făcuți să fim lideri. Da. Eu am văzut oameni care au ajuns șefi și care erau îngroziți de chestia asta. Nu s-au simțit bine o secundă. Da. Nu se simt bine. Ei vor să li se spună, sunt excelenți, nu știu, executanți. Mi-aduc aminte Muguri Sărescu, nu știu de ce mi-a venit exemplul ăsta în cap, când a fost ales, când a fost de fapt desemnat prim-ministru. Și se vedea că omul nu vrea sub nicio formă să fie acolo. Băi, deci avea, îi tremurau hârtiile alea. Era când mai apărea la televizor, vai, devine, Doamne, câte probleme. Și după aia când îl vedeai reinstituit în funcție, știi, la BNR, iarăși, băi, calmul ăla, bă, da. Ce nu înțelegeți, mă? Nu-ți bani, bă, da. Brusc relaxare. Da, da, e rolul, nu era rolul lui. Da. Da, uite, că eu am vrut să ajung mai târziu la chestia asta, dar prea se pupă acum. Jim Carrey a avut o perioadă în urmă cu un an, o perioadă destul de lungă de depresie publică, așa aș numi eu. Și el a spus o chestie care a impresionat pe multă lume, că depresia intervine când avatarul obosește, adică când rolul ăsta pe care tu ți l-ai asumat sau nu, dar așa ești perceput și de restul, în momentul în care tu ca individ nu te mai, exact ce ai zis mai devreme, nu te mai suprapui cu rolul respectiv, tu obosești și oboseala asta psihică înseamnă de fapt depresia, știi? De fapt și depresia. Dar foarte mulți oameni l-au văzut pe Jim Carrey ca fiind un soi de mesia care a venit și a zis nebănuitul, știi? Yeah. Totuși a existat și o parte bună, că din ce în ce mai mulți oameni și-au găsit o explicație, știi, la căcatul de perioadă prin care trec. Asta mi s-a părut foarte interesant. Vis-a-vis de treaba asta cu... La un dat ai zis o chestie în facultate, că se întâmplă lucrurile astea în momentul în care creierul, și în momentul în care creierul nu are suficient de muncă. Da. Adică dacă el e obișnuit să facă tot fel de lucruri și la un dat brusc nu le mai face, își caută jucării. Da, exact. El rulează oricum. El rulează oricum. E o mașinărie care nu se oprește niciodată, decât odată. Deci ea nu se poate opri. Și atunci cu ce o alimentezi? Dacă îi dai junk, ai probleme. Dacă îi dai calitate. Dar el are un nevoie de un meniu variat. El nu poate să mănânce numai neuroștiință, da, sau numai fizică cuantică. Nu. Îi mai dai și umane la gop. Păi de asta e explicația, Doamne, cu manelele ferește, la Popo. Da, pentru că în momentul în care ai atâta calitate. Da, exact. Tu vrei și un pic de... Un pic de, da, ca să se vadă diferența. Nezicând că ce a fost acolo nu a fost calitate, de asemenea pe scenă. Dar tu tot spui asta cu cititul, dar ai zis iarăși o chestie în facultate vis-a-vis de citit. Și ăsta mi se pare un imbold foarte bun pentru oamenii care, nu știu, n-au motiv pentru care să citească. Ai zis că dacă citești, că de asta e bine să citești, pentru că atunci când te simți singur, ai putea să găsești pe cineva care gândește exact ca tine. Da. Sau a gândit exact ca tine acum foarte mulți ani. Mm-hmm. Și în momentul ăla brusc îți dai seama că nu mai ești singur și nu doar la tine sunt gândurile alea, au mai existat și în altă parte. Da. Deci, practic, noi... La toate practic cititul te reglează cu tine la toate vârstele. Dacă tu te simți bine în pielea ta la 20 de ani, e excelent. Dar nu e destul și la 25 și la 35. Noi trebuie să ne reglăm, să ne sincronizăm cu noi înșine toată viața la toate vârstele. Acum, ce naiba face cititul? Păi cititul face o chestie foarte puternică. Ne pune în acord cu niște minți care într-o carte, e foarte important, cartea o vedem că are un început și un sfârșit. Viețile noastre nu au un început și un sfârșit pe care noi să-l putem vedea. Tu deschizi cartea și zice, a fost odată.
Corect. Totul începe de aici. Ce se întâmplă cu creierul tău? Începe să se ordoneze. Deci ceva poate să înceapă ordonat și să continue. Iar m-a întrebat lumea, de ce credeți că merge lumea la teatru? Păi merge la teatru pentru că între 7 și 9 vede destine cu sens. Pe când în viața lor ei nu văd sensul, nu se pot da în spate, se suie, se numește privirea din exterior, trebuie să te sui pe un stâlp, cum propuneau niște, uiți în piața publică ce fac ceilalți care trec pe lângă tine, adică să ieși un pic din ecuație, să-ți vezi viața ta ca și pe altora, ca să o poți înțelege un pic, să te liniștești, să vezi că mai sunt niște nebuni ca tine și în blocuri de vis-a-vis. Chestia asta ți-o dă cititul, e o ordine, un mare scriitor îți ordonează lumea. Așa se întâmplă când cineva e îndrăgostit. Așa se întâmplă când cineva fuge de acasă. Așa se întâmplă când cineva e bolnav de X boală. Iată prin ce trece. Și practic îți te învață să trăiești, simplu spus. Nu vreau să... Dar pe mine mă pasionează subiectul ăsta. Am și scris despre asta. Dom'le, Shakespeare. De ce e de important? A murit de mult? Cine mai e? De ce ne întoarcem? Păi pentru că omul ăsta a definit cum este dragostea, cum este gelozia cu Otello, cum este războiul, cum este, ce se întâmplă cu o mamă care își pierde copiii. Cum e crima. Da, pur și simplu, noi zice, da, așa, oamenii cred și zic, a, păi nu era oricum așa? Nu. Ne-a intrat în cap că Romeo și Julieta e povestea perfectă pentru că cineva a scris-o bine de tot. Dar nu e, în alte culturi, în afara celei europene, nu e povestea perfectă cu doi puști care mor la sfârșit. Nu asta e idealul. Da. Cineva a pus-o în pagină atât de bine încât nu te poți opri să o citești și să zici așa e. Nu e așa. E pentru că e atât de bună, ți se pare că a fost întotdeauna și că e. Exact. Asta e șmecheria cu arta. Te ordonează, te învață să trăiești. Ce facem când cu prietenia, de exemplu, un mare subiect. La Shakespeare și la... Ce facem cu prietenia? Păi nu ne doare asta în viață? Ce face cu prietenul meu? Nu mai vrea să intre în afaceri cu mine? Sau nu știu, m-a trădat. Cum mă simt? Ce fac? Neștiind cum să trăiesc, neștiind ce să fac în situația respectivă, sunt cel mai disperat. Pe când dacă cineva îmi spune, uite ce se face. Așa a făcut cu tare. O, ce bune e, fac și eu la fel. Sunt lecții de viață. Sună poate prost, dar așa sunt. Dar nu ți se pare că în ultima perioadă, din cauza social media, lucrurile astea s-au transformat? Adică nu mai e nevoie să mergi la teatru, mă refer la generațiile astea mai tinere, nu mai simți nevoia să mergi la teatru pentru că tu ai sistemul ăsta de vlog, de exemplu, care ți oferă același lucru, psihic vorbind, același lucru pe care ți-l oferă o piesă de teatru. Adică ți oferă povestea altcuiva, da, care tot corespunde cu pattern-ul, adică e un tânăr care e pe la vârsta ta, care are aceleași pasiuni și el își trăiește viața și tu ți-o trăiești urmărindu-l pe el, trăindu-și viața, știi? Da. Adică a venit totul la tine acasă, la un click distanță, știi? Nu mai e nevoie de... A venit Moisescu, a făcut el o comparație foarte bună, că acum ceva timp, și mi se pare că se aplică aici, acum ceva timp mergeai la un restaurant, te puneai la o masă, trebuia să alegi dintr-un meniu destul de stufos, deci era un ritual, da? Era o chestie la care te așezai și rămâneai acolo. Și că acum, în ultima perioadă, suntem în perioada de tapas, de intri într-un restaurant, ai trei băuturi, ai un meniu cu câteva căcățele și ai gustat rapid, ai și vorbit și ai plecat. Și nu ți se pare, asta fiind întrebarea, nu ți se pare că acum au intervenit vlogurile, au intervenit sketch-urile astea de online, dar în principiu cred că la vlog acolo se aseamănă destul de mult. E o întrebare precisă. Viața acelui om, vloggerul, are sens? Pentru ei, pentru ăștia mici are, da. Și care ar fi sensul? Adică ce face o poveste bine scrisă, da, sau deci, da. Îi vezi finalul. Acel vlogger, din fericire, e în viață. Da, noi nu știm cum a finalizat. Kobe Bryant,
deja știm cum și-a încheiat viața, încheiindu-se și ultima pagină, noi putem să-i dăm un sens vieții lui. Da. Câte vreme urmărești pe cineva alergând, nu știi dacă, cum o să ajungă la final, dacă ajunge la final și cum, pe ce loc, în ce stare, dacă e sănătos. Practic, orice lucru care își află o încheiere, capătă și un sens. E ceva rotund. Treci printr-o întâmplare. Când o poți povesti că s-a încheiat, poate să aibă un sens. Câte vreme ești în întâmplare, deocamdată sensul îți scapă. Că exact când te simți bine, picnic, nu știu ce, apare ursul și îți mănâncă sandwich-urile. Înțelegi? Și atunci, tu când zici că s-a încheiat, ursul... Să nu faci doar analogii cu mâncare, că eu înțeleg și alte lucruri. Păi era și vorba aia, că să nu invidiezi pe nimeni până nu vezi cum moare. Exact. Seneca. Deci, da. Da, sunt băieții ăștia nu-s degeaba atât de mari. Pentru că e nevoie de ei, avem nevoie de ei, nu pentru că sunt niște cărți. Dar cum îi convingi pe... Hai că ajungem. Cum îi convingi pe oameni? A, nu, că am o poveste. Haide, spune-te. Deci mă întreba cineva, tot felul de oameni, profesori, nu știu ce, mă întâlnesc în diverse universități, facultăți. Și zice, bun, și cum fac eu să-i predau nu știu ce mare autor? Zic, sfatul meu. Cum am predat eu, de exemplu, Strindberg? Când a fost să vorbesc despre August Strindberg, mare dramaturg, în niciun caz n-am început cu numele, n-am spus nimic despre el, am zis, fiți atenți la studenților. Era un tip care în fiecare seară, când se întindea în pat, se uita să vadă pe unde va ieși capătul burghiului uriaș care e montat de cei care îl urmăresc necontenit, de partea cealaltă a peretelui, care cu acel burghiu îi dă o gaură în cap, el așa credea noaptea, să intre în creier, să-i modifice creierul. Și el pipăia pereții, se uita pe unde o să intre burghiu. Și zic, tipul ăsta cu burghiu, care schimba camerele de hotel foarte des, că ăia cu burghiu pe care îl urmăresc să totul să fie păcăliți, i-a scris mai mult de un an de zile, dacă mai țin bine minte, unei femei pe care o iubea și care se pare că și ea până s-a prins la iubitul pic și scria în fiecare zi câteva scrisoare în care îi povestea cum ea noaptea, fără să știe, pleca în vis către el, camera lui, și îl vizita, pentru că îi scria, ești atât de nebunită după mine încât nu reziști. Și aia prima scrisoare îngrozită în care îi se spunea ce face ea noaptea. Zic, e interesant? Mamă, cine e ăsta? Da, vrei să vezi tot sezonul, să mă apule. Ai înțeles? Exact. Eu cred că așa se prezintă. Nu te pui să zici, a scris 18. Da. Dacă ai început cu asta, s-a născut în anul, înțelegi? Încă era căruța pe Calea Victoriei. Și asta, deci, pe bune. După care evident o să întrebe, deci cum îl chema? Zic, August. August, da, zic, ca luna. Înțelegi? Septembrie, august, martie. Da, mă, corect. Da, știi? Eu așa prezint, tu știi bine. Eu așa prezint autorii, chestii. Nu mă apuc să... Eu așa am înțeles. Nu, dar ce cu miezul? Te duci la miez. Omul ăla de-aia a scris chestiile alea. Pentru că așa e funcționat lui mintea, în care probabil că cineva a intrat cu burghiu. Absolut. Era păcat. Da. Era păcat să nu fie folosit burghiu. Și ce mă gândeam la adulții care știu lucruri. Pentru că involuntar e o senzație pe care o capeți odată cu creșterea în vârstă, așa. Ai senzația că ai început să știi lucruri. Și totuși observ acest val în corporații în care au nevoie de actori care să vină și să le prezinte și partea asta a vieții. A crescut enorm chestia asta, piața. Eu o fac asta frecvent. Da. Și cum ajută un adult care are certitudine actoria? Păi actoria te pune, îți pulberă certitudinea că știi. Actoria prin tehnicile, prin jocurile simple pe care le faci, te învață repede, te pune față în față cu necunoscut. Practic este un joc, un dans cu pericolul. Asta spun foarte des. Nu există nimeni care se afle undeva pe pământul ăsta mai departe de 5 metri de o sursă de deces, ca zic așa. Adică noi în 5 metri avem totdeauna o posibilitate de a ne pierde viața. Deci pericolul e lângă noi.
Actoria te pune față în față cu neprevăzutul. Simplu, nu teoretic. Precis. Iar oamenii care încep să-și exerseze întâlnirea cu neprevăzutul, oamenii, certitudinile alea încep să cadă de pe ei. True that. De ce începem să știm lucruri? Știu că mă pândești pe mine chestia asta. Deci, crezi că știi. Bun, dar ia mută-te tu imediat în cartierul chinezesc. Deci tu știi lucruri foarte bine. Îți iei două bocceluțe și te muți diseară în cartierul chinezesc, unde ăia nu vorbesc nicio limbă decât chineza, și tu te duci și trăiești cu ei și le explici ce știi tu în română. Da. Știi cum te rezolvi? Deci aceste certitudini sunt pentru că noi ne baricadăm. Noi mergem în același bloc, în același apartament, în aceeași ciofi, vilă, da, cort, pentru că noi mergem tot acolo. Când ți-am schimbat asta, deodată nu mai știi nimic. Păi și cum, că până la urmă, dacă stai și te gândești bine, noi am învățat de la părinții noștri că ar trebui să găsim ceva sigur în viața asta and stick with it. Mi se pare că asta e lecția pe care au primit-o toți oamenii, mai ales din generația mea și un pic dinainte, de bă, băiatule, angajează-te, ia-ți o casă, însoară-te, lucruri sigure, lucrurile astea sigure, care mi se pare că te distrug ca om, de fapt. Da. Și nu, că, când ai senzația că ele de fapt te conturează într-o persoană și îți dau așa statutul ăsta de om cu coloană vertebrală, de fapt după aia ai încetat să existi. Exact. Exact ce zicea domnul Anthony Hopkins la vârsta venerabilă a dânsului, că nu are nicio certitudine și a dat seama că un om care are certitudine e prost. Exact. Așa este. Păi cum faci? O mică chestie care pe mine mi se pare foarte tare. Știm, foarte mulți oameni au aflat, că se spune pe tot felul de canale, că aproximativ 80% din meserile care există în momentul ăsta în următorii 15-20 de ani vor dispărea. Minim 80%. Unii zic mai mult. Ok. Deci, practic, noi avem certitudinea că ce facem noi azi nu va mai fi meseria peste 15 ani. Da? Bun. Wow, panică, dar ce faci? Ce faci? Te agăți, te ții de birou și aștept să nu ți-l ia cineva de sub tine. Propunere. Există un tip foarte deștept care este așa. Eu aș propune ca universitățile din toată lumea, zice, știu că o să sară toată lumea în aer, dar zice așa, primii 2 ani, doar cum să gândești, învățăm oamenii să gândească. Nu despre chimie, fizică, mecanică, medicină, nimic. Îi învățăm să gândească. Un om care învață să gândească, să-și ordoneze ideile, să-și urmărească logica, să-și pună toate problemele, să-și le pună în cuvinte, adică să poată să spună, acum sunt anxios, acum am o problemă cu, nu știu, cu piciorul drept, să pună în cuvinte. Fiind cinstit el cu el, că el, și acolo. Exact. Deci să, practic, a învăța să gândești înseamnă că ți iei lumea și pe tine în posesie. Încep să nu s-o domini. S-o înțelegi. După ce îi învățăm să gândească 2 ani de zile... Scuze-mă, dar asumându-ți ce ești. Adică, cred că ăștia sunt pașii. Să înțelegi ce ești. Exact. Cât de cât, bineînțeles. Păi te întâlnești cu un trainer care asta face, cu un profesor, care zice, ok, cine ești tu? Și tu începi să zici, eu sunt un tip care își dorește, nu, te-am întrebat, eu fac asta vreme, te-am întrebat, descrie-te. În interiorul meu e o lume... Doamne, descrie-te, câte chile ai? Da. Nu te întreb pe tine, zic așa cu studenții. Să tăiați microfonul un pic. Ce înălțime, da? Dimensiunile tale, da? În general, aici toată lumea, o să vezi, e atât de amuzant. Majoritatea oamenilor nu știu. Deci eu cunosc oameni de 1,60 care au 1,93. Deci în capul lor 1,93. Când vii cu centimetru către el să-l măsori, de obicei fuge. Dar închizi bine ușa și îl măsori. Fuge și își aduce aminte câți centimetri de fapt. Exact. Deci ajută oamenii să se ia în posesie, să vadă cine sunt, două mâini, două picioare și așa mai departe. Nu că visele mele te secționez și văd visele aranjate pe acolo, năclăite, pline de așteptări. Visele tale năclăite, pline de așteptări. Bă, să găsim o piatră să batem asta acolo. Eu mă abțin cât pot să zic. Excelent. Și atunci
oamenii antrenați să gândească ce propunea tipul ăsta și mi se pare perfect. După care, ce ai dorit să te faci acum? Chimist. Ok, încă 2 ani, după ce te-am învățat să gândești, te duci și faci 2 ani, te antrenezi pentru chimie. După, se termină jobul de chimist după 10 ani, nu mai e așa, te întorci la școala de gândire, ce ai vrea să faci acum? Păi aș vrea să fac ceva inginerie. Ok, 2 ani de inginerie, îl facem inginer. Și eu cred că se poate asta. Deci poți să faci asta cu un adult, adică poți să-i explici într-un timp foarte scurt, pentru că nu cred că au ei mult timp la îndemână așa. Îi poți explica cu ce-l ajută actoria și cum o poate primi în brațe așa, în viața. Da, poți. Foarte ușor. Foarte ușor. Vrei să vorbim acum despre marele subiect al anului 2020 din perspectiva noastră? Exact asta urma să te întreb, pentru că dacă pentru un adult înseamnă niște schimbări importante asta cu actoria, deși bineînțeles e mult mai greu revenind la certitudinile alea până și le dă râmă, până își dă seama că nu erau pline de adevăr cum le credea, ne ducem în zona asta de copii la liceu, care atunci se încep să-și construiască așa... Atunci se setează. Exact, să-și construiască lumea din jur și pe ei înșiși. Pe ei cum îi poate schimba actoria, să zicem, dacă începe dintr-a noua, acum am și înțeles că o să se întâmple, nu? În 2020. Deci în 2020 ăsta e marele tun. Eu sunt foarte mândru de munca colegilor mei, profesori de la UNATC, care au reușit chestia asta și aș vrea să o spun și o să o spun tot timpul de fiecare când avea ocazia. Bogdana Darie se numește, profesoara care, al cărei merit e în primul rând, că a reușit să introducă... Felicitări, Bogdana, apropo. Deci a reușit să introducă teatru ca materie de studiu de la clasa 0 până la clasa 12. Deci clasa 0 până la urmă. În toată țara. Ok. E aici. E o schimbare de țară asta. Mm-hmm. Nu mai este o chestie. Și când aici, ce înseamnă actorie? Ce înseamnă teatru? Mm-hmm. Că aici asta întreb. Practic este învățarea cu schimbarea. Deci odată cine sunt eu, ce vorbisem mai devreme, asta te ajută. Dom'le, cine ești? Cum te definești tu pe tine? Ce așteptări ai? Ce calități ai? Ce minusuri? Ce plusuri și minusuri? Actoria te învață repede ce plusuri. Sunt mai rapid decât fructare, dar nu sar atât de sus ca el. Sunt mai mi-e frică de șoareci, spiderii, să zic. Păi în gen... După în atâta timp în afară mă iertați, dar... Nu, trebuie să zic în latin, fiindcă să fie... ca să fie limbă moartă. Așa. Deci știi cam ce ai minus plusuri și încep să te joci cu ele, ca și când ai avea un sertar cu instrumente și zici, acum am nevoie de șurubelniță. Da. Actoria te ajută să ai o bună relație cu corpul tău și, atenție, cu corpurile altora. Ce ne lipsește în momentul ăsta? Tare de tot, nu numai, adică nu nouă românilor. Oamenii nu se mai întâlnesc corp cu corp. Yep. Aici e o problemă uriașă. Pentru că una din sursele depresiei, o scriu toate studiile, este lipsa mângâierii. În momentul când oamenii nu mai sunt mângâiați de nimeni, deci pielea noastră are nevoie de atingerea altui om. Deci este o chestie, uitați-vă la lupi, la haite, la nu știu, ăia se freacă între ei cu corpurile. Se recunosc, se recalibrează, înțeleg ierarhia, își transmit tandrețe, furie, așteptări prin corp. Ăștia suntem și noi oameni, noi avem nevoie de atingere. Revenind, cine nu mai e mângâiat începe să fie anxios, supărat pe lume, frustrat. Adică relațiile astea virtuale, ele nu pot suplini atingerea. No. Nu se poate asta. Realmente, sunt o mulțime de oameni care au animale de companie. Păi pentru asta, că cineva îi atinge. Da, cred că se eliberează un soi de serotonină în momentul în care primești... când primești niște like-uri. Că și asta a fost identificată ca un soi de boală psihică la un moment dat, cum era încadrată și aia cu selfie-ul și așa. Dar cred că în momentul în care scrii ceva, cred că de aici au și început să aibă toți oamenii senzația că părerea lor contează și trebuie scrisă pe Facebook. Știi? Da.
Pentru că primești confirmarea asta imediat de la alții care gândesc același lucru în principiu ca tine. Mm-hmm. Și cred că se eliberează un soi de serotonină asemănătoare cu cea de la... Eu spun exact. Deci eu am un prieten care este un mare creator de jocuri la nivel mondial. Mare. Și care mi-a spus așa, Livre, noi cu asta lucrăm. S-au făcut toate studiile acum 10 de ani și noi facem următorul lucru. Tu se mișcă biluțele pe ecran și tu duci biluța în găurică. Se aude un click, clang, trebuie neapărat să ai un sunet, recompensa. După 3 recompense, creierul vrea în continuu să audă sunetul ăla. Uh-huh. Zice, inteligența ta a murit, noi știm asta care facem jocurile, ți-am pus deoparte inteligența și tu ca prostul aștept să faci clang, 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 nu auzi, ești mort. Zice, asta e un mecanism care e atât de adânc în noi, încât noi nu mai putem controla. Da. E, așa sunt create aceste... Ele sunt create ca să-ți dea acea recompensă care înseamnă se varsă ceva în, uh-huh, în sânge. Uh-huh. Nu e o glumă, nu e o părere. Zici, a, eu de astăzi nu mai, n-aș mai vrea să am atenția la jocuri. Păi, dar nu te întreabă nimeni. Nu te întreabă nimeni. Corpul vrea să audă clang, 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 și umpli ca prostul. Dacă nu e butonul de la lift, e butonul de la computer și mai departe. Dar cum faci să, uite, să nu se întâmple chestia asta cu generațiile noi prin actorie? Adică bănuiesc că actoria nu o să... nu se axează, pentru că știi, e căcatul ăsta de auzi o nouă materie și în mintea ta ai tendința să o tratezi cu rigurozitatea celorlalte, știi, de ceva foarte stift așa, știi, când e vorba chimie, ai manualul ăla, da, dar la actorie, ca asta aș vrea să facem în primul rând totul clar, ce se întâmplă din anul 0 până în clasa 12-a și care e scopul, de fapt? De ce? Bineînțeles, e obligatoriu, nu e obligatoriu? Cam toate lucrurile astea. Deci, odată, nu e obligatoriu deocamdată. Deci va fi materie de studiu obligatorie doar la liceele de artă și așa mai departe, la partea umanistă și nu știu ce. Da. Aș vrea să îi salut pe această cale pe colegii, foștii mei colegi, de fapt, de la liceul Gheorghe Tătărescu din Focșani. Veți avea secție de actorie. Vă felicit. E o chestie, și chiar vorbesc serios, e o chestie pe care mi-o doream din tot sufletul în perioada liceului. A mers și pictura, nu zic, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar probabil ar fi fost foarte frumos cu actoria. Și voi reveni la asta. Așa, deci, odată, scuze. Nu, că e foarte important cum se relaționează oamenii și care sunt relațiile, apropo, și de artele vizuale și mai departe. Dar revenind. Deci, va fi peste tot opțional. Noi ne așteptăm la un lucru. Eu dau un pic din casă. Păi noi am reușit această chestie mare cu ajutorul mamelor. Actoria va fi jocuri teatrale. Asta va însemna aia, jocuri de teatru, jocuri în care oamenii relaționează, se simt bine, își simt corpul, au relații cu corpurile și spiritele celorlalți, sunt împreună, au exerciții individuale și de grup, chestii dinamice. Deci actoria e egal cu viul, nu cu un manual cu care lovești colegul din față să fii atent la tablă, înțelegi? Deci o să facem și un manual cu scopul ăsta, că dacă nu-ți pocnești colegul, ar fi foarte păcat. Dar să fie mai revist așa, să nu fie chiar... Nu, că o să băgăm un cotor totuși ca să simtă. Corect. Băgăm un cotor special. Tang! Ai văzut cât de subțire e, dacă ai cotorul ăla... Un cotor bun perfect. Și peste... La vremea deci, lui. Deci la ca să-i o bagi în cap, știi? Ca să-i bagi actoria în cap, pac! Așa, ok, nu acum, se face. Așa, zi serios acum, ca să nu... Vezi că apar mâine prin toate astea. Vrem să băgăm actoria în cap elevilor cotor. Abia ai zis la începutul podcast, bă, trebuie să încep să gândești ce zic. Eu, tu-ți place. Da, așa. Deci glume. Revenind. Deci actoria asta pe care noi o gândim se și numește jocuri teatrale sunt. Deci nu vrem să avem de 100.000 de cenușerese din toamnă, înțelegi, cu hârtii din cu rochițe din hârtie creponată, înțelegi, da, care se prin frig iarna să exerseze în curtea școlii. Nu, noi vrem. Deci noi vrem niște copii vii, dinamici, care să-și dorească să fie împreună. Actoria, de exemplu, ajută foarte mult la rezolvarea conflictelor.
conflictele sunt foarte mult în capul nostru. Deci noi ne imaginăm că ăla e rău cu noi. Da. Nu te întâlnești cu el. Când actoria te pune împreună, întâlnindu-le, toate studiile o arată, întâlnindu-te, scade tensiunea din corp, pentru că e comunicare. Comunicare tactilă, că cineva te împinge, că cineva te ia în brațe, comunicare vizuală, auditivă și așa mai departe, mirosul. Mirosul care este extraordinar de important ca simț și care, iar toate studiile o spun, că foarte multe doamne își amintesc întâlniri, momente, întâmplări din viața lor, le etichetează cu un miros anume. Și dacă simte mirosul, un miros într-o cameră și amintește de întâmplarea X, vine imediat, eticheta vine și îți amintești pachet tot ce s-a întâmplat acolo. E, toate lucrurile astea nu se pot întâmpla în virtual, deci dispar, e doar o chestie vizuală. E, în momentul în care te pui împreună în aceste jocuri teatrale, toți copiii ăștia se vor simți foarte bine. Am vrut să spun și n-am încheiat. Deci cum s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că am început să facem la un ATC, un ATC junior, o chestie care a luat o amploare uriașă și care la un moment dat ne-a fost teamă că e atât de mare încât o să ne scape. Deci e mult prea mare. De-aia am zis, dacă nu mai putem, o aruncăm la nivel de țară. Nu mai stăm așa. De ce s-o închizi în ceva mic? De ce s-o închizi în ceva mic? Ajunsesem la 500 de copii care veneau în weekend. 500 de copii. Noi am zis la început 10-15. Au aflat mamele și au zis, vreau și copilul meu să fac asta. Pentru că au văzut pe ceilalți, mai se duceau în... mamă, sâmbătă, mă duc acolo, mă joc. Chestii pe categorii de vârste, jocuri pentru 5 ani, jocuri pentru 12 ani, jocuri pentru 18 ani. Profesori fiind cei din școală. Cei din școală. A explodat, mamele au vrut. Printre aceste mame au fost inspectoare școlare care au zis, dar vreau și eu la Botoșani, la Craiova. Deci au dat seama. Știi cât a durat? Câteva luni. Este incredibil. Pe probabil îi vedeau acasă, că era cu totul alt copil. Îi vedeau acasă, da. Deci în loc să-l smulgi din pat, se trezea singur și pleca. Da. Unde te duci? La actorie. Deci oamenii vor, adică copiii vor, pentru că, încă o dată, nu se joace toți Cenușereasa sau Hamlet. Nu despre asta e vorba. E vorba să îi ajutăm să se împrietenească cu problemele lor. Pentru că arta actorului, de fapt, este o asumare de probleme. Adică ce probleme am eu, le înțeleg că le au și alții și începem să ne jucăm cu ele. Să vedem că nu sunt atât de nocive, toxice. Când le privim din mai multe perspective, parcă se desuflă puțin. Hai să-ți povestesc o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Te rog. Apropo de probleme și de ce gândim noi despre noi și cum suntem noi în afară. Acum câțiva ani, am avut o studentă care, în momentul când începea să lucreze, după maxim 10 secunde, se oprea. Se bloca. Poți să o iau de la capăt? Zicea. Te rog, zic. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Foarte onest. O fată puternică, bine făcută, inteligentă, echilibrată. Nu înțelegeam. Deci bloca, se ridica de pe scaun, începea, spunea ceva din textul pe care îl învățase, deci era clar că știa și textul. Ce? Și pe aia când se uita la partener, o secundă, așa se bloca, se oprea. Nu pot să reiau. După vreo trei de asta, stai să ne oprim puțin. Știi textul? Da. Știi ce vrei să faci? Da, știu. Care e problema? A durat un pic până i-am creat confortul să spună. Și mi-a zis așa, eu am niște voci în cap care îmi spun, ești proastă, nu o să reușești. Da. Nu poți tu acum, lasă, mâine, fă cumva să nu lucrezi acum. Eu zic, păi, află de la mine că toți avem vocile astea care ne spun, nu acum, nu ești în stare, sunt alții mult mai buni decât tine. Și zic, te rog următorul lucru. Ai încredere în mine și fă următorul lucru. Începe din nou să lucrezi și în momentul când vocea aia o auzi în cap, spune cu voce tare ce spune ea. S-a uitat la mine, adică să vorbesc ce se aude în capul meu. Zic, te rog eu frumos. Deci tu spui textul ăla și când vocea din cap devine atât de importantă, spune cu voce tare. Ești proastă, nu poți, trebuie să te oprești, ce crezi că actoria e pentru tine? După care revii la textul învățat. Și să fac asta? Zic, fă asta, te rog frumos. A avut curajul să fac asta. S-a întâmplat un lucru fabulos. În primul rând am văzut deodată cum
că toți suntem în situația asta, că erau mai multe persoane. Una care își dorea, care era pregătită, care avea energie, care avea curaj, și alta care zicea, ce ești o tâmpită. Și ieri ai încercat, nici ieri nu ți-a ieșit. Bă, nu te învezi minte, bă, prește de dracului, gata, stop, renunț. A, o să ajungi tu, actriță. După ce a făcut asta câteva minute, a început să se stingă puterea vocii din cap, care îi spunea că nu poate, că nu e în stare. Erau din ce în ce mai puține cuvinte. Fata din fața mea era din ce în ce mai încrezătoare, sigură pe ea, înflorea. Și la un moment dat zic, stop, ce se întâmplă? Cum te simți? Mamă, ce, mă simt extraordinar. Mă simt, da, zice, mi se întâmplă asta cel puțin 10 ani. Eu tot aud că nu poți, că nu știu ce. De până adolescență, zice, a luat o razna. Păi zic, află, și ce te-ai temut, că ești nebună, nu? Păi da, m-am gândit, zic, toți suntem în situația asta. Zic, în momentul când ne acceptăm, ăsta e exercițiul de actorie clasic, când ne acceptăm aceste probleme, voci care ne împiedică, ele se sting pentru că scoase din umbră, scoase, ele sunt puternice cât stau în interior și nu le dai glas. Când le-ai scos, se sperie că la lumină se topesc. Practic ce faci tu și toți colegii, prietenii tăi, de exemplu stand-up, păi asta în fața sute, mii de oameni, tu spui ce oamenii își spun, dar nu au curaj să o spună. Și se identifică și zice, ce-o, și mie mi s-a întâmplat asta. Și mie, sub duș, pe plajă. A, n-am crezut că o să o spună cineva. Deci tu practic ești vocea din capul lor. Da. Iar artiștii asta sunt. Artiștii trăiesc și transmit și scot la suprafață ce noi ținem ascuns și care ne provoacă temeri, neliniști, spaime, groază. Și după aia probleme de sănătate, că probleme de sănătate vin din lucrurile astea. Ne măcinăm pur și simplu pe dinăuntru. Și vine artistul și vorbește despre chestia asta și tu ești șocat. Și genă să te uiți la film că e despre tine. Deci ar ajuta treaba asta cu actoria și cu jocurile actoricești, ar ajuta destul de mult. Și asta într-adevăr mi se pare un factor foarte important. Să aflăm cu toții de la vârstă destul de proaspătă că mai sunt și alții, exact, în situația noastră. Exact. Asta este principalul lucru. Și nu suntem singuri și după aia cred că asta presupune că îți dă și o încredere și poți colabora cu celălalt. Da. Dar asta se petrece semn. Imediat. Uh-huh. Imediat se petrece. Uh-huh. Deci în două ore copilul ăla pleacă de acolo. El nu conștientizează, dar ce se întâmplă este, a, deci ei se sperie. A, deci ăla înalt care am crezut că ăla e șmecher, exact, nu știu. Și ăla se sperie. Exact. Deci o bucurie a împărtășirii spaimelor. A, ne-ai frică la toți. Exact, da, da. Exact. Pentru că asta e, de fapt, nouă ne-e frică la toți în viață. Da, da, da. Și credem că suntem unici în spaima noastră. Nu, suntem mulți. Exact. Deci asta o să se întâmple probabil la, în orice an sau o să se întâmple în primii ani. Exercițiile astea de actorie care ajută la propria descoperire. În toți anii, pe paliere de vârstă. Aha. Noi nu vrem să ne ducem atât de mult către roluri, către să jucăm nu știu ce roluri complexe. Și dacă, iartă-mă, nu, dar trebuie să te întreb asta. Dacă noi... în licee, nu o să avem oameni pregătiți care să se poată ocupa de așa ceva și de copiii de acolo, mm-hmm, ce ne facem? Noi avem un program aprobat național pe 5 ani care e mare, pe care o să căutăm parteneri acum cu care să putem dezvolta asta, că nu putem noi ăștia câțiva, nu știu, 10-15 oameni. Evident. În prima fază, estimarea ministerului este că e nevoie de 2000 de profesori în primă fază, adică mâine. Bun, acest program național vine să trăinuiască, da, niște oameni, sute de oameni, care după aia se transforme și mai mulți și mai mulți, odată, care să înțeleagă ce se predea. Noi în momentul ăsta lucrăm la curicula, adică ce se va preda, ce predai acestor copii,
lucrăm și la niște manuale pentru asta, și ca oamenii să înțeleagă precis, domne, ce fac cu copilul de 14 ani care are niște probleme specifice. Ne bazăm pe studii, ne bazăm pe cunoașterea din teren a unui tânăr de 14 ani care are niște probleme specifice. Nu ne mințim că el mai are 10 sau 8 și îi dai o jucărie. Nu poți, te se dă o altă jucărie de 14 ani. În fine. O să fie foarte bună asta. O să fie o limită de vârstă la profesorii care se vor ocupa de treaba asta cu actorii în licee? Nu, n-avem cum să punem limită de vârstă. Se va întâmpla așa. Eu zic că va fi așa, va fi un boom și care se va regla cu ajutorul nostru, sub, sperăm noi, sub ghidajul nostru, se va regla în timp. Cum se petrece boom-ul? Păi lucrurile stau așa. Unu, cei care pot să ceară orele astea sunt părinții, sunt profesorii din școală, sunt directorii, sunt copiii. La toate capetele. Și dacă se face un grup, am fost, de exemplu, nu știu, la Odobești sau la, și am povestit chestia asta. Au fost 3-4 profesori, au zis, aaa, vrem și noi. Au fost câțiva copii care au zis, bă, bune, o să facem asta la noi în școală, o să se poată? Deci se creează niște mici grupuri de presiune care zic, vrem și noi. Partea cea mai bună este că toți oamenii ăștia, profesorii care vor lucra, bă, ei vor primi bani pentru asta. Adică nu e o activitate de un voluntariat. Nu, nu, nu. Sunt ore ca și ora de chimie, celebra oră de chimie, în care toată lumea știe că cineva, că există tabloul lui Mendeleev, dar nimeni nu știe cine l-a pictat. Deci exact asta e situația. Dom'le, există tablou, cine l-a pictat? Și după aceea te duci la ora de pictură, dacă ai, că cineva îți spune Mendeleev ăla cu mustați. Așa. E. Cum adică ăla cu mustați? Ok, deci înțelegi. Deci actoria asta e o necesitate. Noi ne ducem către necesitatea oamenilor de a fi împreună, de a avea o viață mai bună, mai bine în corpul lor. Bun, și cine o să predea asta, ce facultate a terminat sau ce studii are sau pe lângă trainingul ăsta? Pe lângă trainingul ăsta, el poate să fie practic orice. Aha. Cadru didactic. Orice. Dar ei pot să devină acum cadru, adică or să fie oameni care vin special pentru asta de aici încolo. Poate fi și psihologul școlii, de exemplu? Dacă există un psiholog în pentru că mi se pare că ar trebui și un pic de psihologie la toată treaba. Păi nu, este inclusă, da. Deci trainingul ăsta e, nu, sigur că e inclusă psihologie. Deci el trebuie să aibă cunoștință de pedagogie, care înseamnă pedagogia, înseamnă psihologie, fără discuție. Nu. Păi cu psihologie, da. Adică e foarte complex. Ce nu vreau să înțeleg e un nou val de profesori ăsta care va... Da, e clar că e un nou val. Bun. E o profesie care apare. De asta aș vrea, știi, să fie cât mai clar că în momentul în care se va introduce actoria în școli, e un suflu nou cu totul. Adică nu luăm niște profesori din ăștia care urlă la elevi sau ce se mai întâmplă prin ultima perioadă, așa, și brusc ăia încep să zică, băi, stai mă, pune-ți colanți, băi, stai mă, vino, îmbrățișează-l mă pe ăla că vă omor. La asta vreau să fie clar. Da, doar că noi... Glumă. M-am gândit că să facem niște tichiuțe așa, pe care să le livrăm acestor profesori ăștia care urlă și nu știu ce, și în momentul când are tichiuța ascuțită în cap și urlă asta, știi, lucrurile cine? Se mai rezolvă puțin. Sau îi vopsim în verde. Dar, în fine. Poate roșu, galben și albastru. Da. Da, și îl mutăm pe băncuțele lui prietenul. Exact. Ai. Exact. Și totul se petrece numai la Cluj. De când o să mai vorbi de băncuțe? Și elevurile băncuțe. Da. Și cum sunt... bun, deci... materia, în ghilimele materia. Până la urmă o să fie diferită, pentru că o să intre direct, dacă ești între a 10 acum, poți să... Te apuci deja. Da. Deci o să fie pe calup de 4 ani? Gândită sau cum o să? E gândită pe vârste, pe necesitățile vârstelor. Deci vreau să spun că toată povestea asta există zeci de ani în spate, mai ales în Occident, având, în fine, societăți care au observat că au mari probleme de comunicare, de presiune socială, de presiune pe care oamenii și-o pun ei înșiși asupra lor și sunt
rău în viața lor și atunci s-au dezvoltat mii de exerciții pe seturi de probleme. Deci vreau să spun că ceea ce deci noi avem de câțiva ani, avem pedagogie teatrală master în UNATC. Da. Ce face asta? Cine sunt oamenii aia, studenții aia și absolvenții aia? Păi aia sunt niște oameni, chiar dau un exemplu concret, care au seturi de exerciții în cap, în care eu îi trimit pe un stadion, oamenii sunt pe stadion și omul ăsta îi face să râdă, să plângă, să danseze într-un minut. Știe cum să strângă energia acelor oameni, să le dea ceva de făcut și să ghidoneze energia acelui grup de oameni, că e vreo de 10.000, că e vreo de 20 de oameni. Și aici exercițiile au fiecare pe grupuri mari, mici, medii, pe vârstă, pe... E absolut fabulos. Deci ei nu sunt numai niște actori, sunt niște niște oameni care ar putea să conducă parcurile de distracție. Da. Îl pun pe alee și adună oamenii. Cum fac să adună oamenii? Am niște idei, dar nu vreau să spun eu. Dar așa, nu, nu. Nu spune, te rog. Nu, nu, nu. Te rog eu frumos. Da. Hai să fii în funcția asta o perioadă, te rog eu mult. Hai să facem și ceva bine, te rog eu mult. Da, deci... oamenii își doresc să trăiască, să fie vii, să trăiască. Există pentru asta niște mecanisme care pot fi puse în acțiune de către oamenii antrenați de noi. Și îi vor ajuta pe cei speriați că au, nu știu, un handicap, pe cei care sunt diferiți într-un grup de oameni, culoare, religie și așa mai departe. Cum să gestioneze chestia asta? Că eu sunt singurul, nu știu, care este de tipul respectiv într-o sută de oameni. Să-și înțeleagă și unicitatea și să înțeleagă și apartenența. Deci problemele noastre în viață sunt când ne baricadăm în niște certitudini care devin rigide și atunci brațele noastre se rup, pentru că nu trebuie să întinzi 2 metri mâna, ci doar 40 de centimetri până la ceașcă. Nu mai poți să faci asta, că tu ai un braț de 2 metri și nu poți să apuci ceașca. Nu mai ești flexibil. Da. Practic, de la vechii chinezi, e atât de simplu. Când te-ai rigidizat, vezi corpul, te drepți spre moarte. Când ești flexibil, vezi copilul mic care nici fruntea nu are... Deci totul e flexibil. Da. Ăla e mai aproape de naștere. E, actoria te ține flexibil. Asta e. Și corp, și fizic, dar mai ales cu simțirile tale, cu sentimentele tale, cu așteptările tale, te ține flexibil. O să aibă legătură cu și cu actoria predată deja în licee, în anumite licee, din câte știu, sunt... Foarte puțin. Câteva. Foarte puțin, pentru că noi nu vrem să ne ducem încolo. În zona de roluri și de piese și... Nu vrem foarte tare asta, nu. Noi vrem ca oamenii să fie bine în viața lor, nu să... Să se dezvolte. Exact. Pe mine asta mă interesează. Mm. Oamenii ăștia să aibă ochi. Tu nu vezi cât de puțin oameni mai reușesc să se uite la cineva? Da. Nu știi cum să te uiți. Putem să discutăm de ce asta precis. Dar discutăm, cum să nu? Știi de ce nu te uiți la cineva? Pentru că nu știi cine ești tu. Da. Dacă eu intru într-o cameră și știu că sunt femeia de serviciu, am ochi. Știu exact ce. Ridicați, gata, haide! Cât mai e podcastul ăsta, că trebuie să fac curat. Uh-huh. Înțelege perfect cine e. Dacă nu știe cine e, nu are ochi omul. Eu nu știu ce să fac în încăperea asta. Eu cine sunt? Tu pui muzica. Gata, băieți, pun muzica, se simte bine. Da. Deci, practic, problema noastră în viață este ce rol avem în fiecare secundă a vieții noastre. Când ne înțelegem rolul, chiar dacă e unul umilitor, e mai bine decât niciun rol. Uh-huh. Dacă sunt chinuit, păi e bine că acumulez, poate sunt rebel, poate fac o revoluție. Știu că sunt chinuit. În momentul când nu știu cine sunt, acolo viața noastră o ia raznă. Nu știu cine sunt. Ești într-o relație și se întâmplă ceva. Mai e iubita mea sau nu? Atunci începe problema. Câtă vreme știu cine sunt, sunt încântat. E, mă arunc în asta, trebuie să o spun că îmi place foarte tare. Ideea este următoarea. Noi în fiecare zi, de când ne trezim până punem din nou capul pe pernă, dacă avem pernă, noi trecem printr-o sumedenie de roluri. Suntem fiu, soț, amant, șofer, vecin. Într-o secundă știm ce rol avem.
dacă ești vecin și ăla a parcat unde nu trebuie, imediat ieși pe fereastră, te uiți, zici, ia-ți mașina de acolo, ia-ți mașina. Știi, ai o voce pentru asta, ai o energie. Când ești fiu și trebuie să susții părintele într-un moment greu, imediat știi cine ești. Când ești șofer, vine repertoriul de înjurături instantaneu. Deci nu te ești, dă-te la o parte! Deci imediat știi perfect. Oamenii cred, zice, adică jucăm roluri? Suntem roluri. Da. Tu nu ești niciodată numai fiu. Există un singur personaj, un singur pe lumea asta, doar sunt, e un grup restrâns din fericire care știe totdeauna cine e. Nebunul știe că e Napoleon tot timpul. Ăla este singur om care este un singur rol. Dați-mi un microfon, vă rog frumos să-l drupuiască, că e prea bună asta. Să-i dea drumul la microfon. Și să o avem pe asta. Așa. Te rog frumos, dar trântește-l pe covor dacă ai cum. Și mai spune o dată ultima chestie. Să zică microfon asta? Nu, 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 ah. Să spui... Aha, și după aia dau drum. Da. Dar să ai... E și scump ăla. Ah. Adică să-l cadă, dar să-l prind. Nu, poți să-l lași să cadă, dar okay, să cadă. Dar să se și vadă. Da. Înțeles. Deci există în lumea asta, există un grup restrâns din fericire de oameni care știu totdeauna cine sunt. Nebunii. El se crede totdeauna Napoleon. Bum! Doamne, așa să mai meargă microfonul. Continuăm discuția cu actoria în un ATC acum. Probabil, adică te aștepți să crească numărul candidaților la un ATC după ce, nu știu, probabil trec vreo 2 ani de actorie de genul ăsta în școli. Mă aștept să crească, eu vreau să crească de 10-20 de ori. Ok. Deci asta e ținta și cred că se va întâmpla. E și firesc să fie așa. Dar mai e ceva, că am avut o discuție cu tine și ți-amintesc de ea acum. Povestea este așa, mersul prin țară. Eu vreau să fac eu, rector un ATC, să fac o înțelegere cu municipiile, cu inspectoratele, cu universitățile, cu toate formele de organizare locală sau județeană și mai departe, și să ajungem în comunități, nu neapărat numai la Cluj, Iași, București și Constanța. Da. Da? Că de-aia am fost la Odobești, la... să mergem în locuri în care de obicei aceste caravane, le-am zis noi, de fapt le-a zis Bogdan Adari, caravana un ATC, să vorbească cu tinerii de multe vârste, așa, care să le explice ce este un ATC-ul, ce face el, pentru că asta e, el nu se identifică numai cu actorie. Da. Eu ți-am povestit atunci când am fost în această caravană, eu ca profesor, și le țineam mici discursuri de 20 de minute în care discursurile erau, nu mă apucam să povestesc secțiile. Spuneam, știți că îl știți pe Tudor Chirilă? Da, a făcut un ATC-ul. Nu cred. Știți pe Micuțu? Da, a făcut un ATC-ul. Nu cred. Dă-l mă drec. Zic așa. În fine, da. Au zis la Odobește. Da, da, da. Nu, dar realmente oamenii se așteaptă ca acești oameni pe care pe unii admiră, așa, nu știu, au căzut din cer. Ei nu se... Dom'le, ce-au făcut ăștia? Păi ăștia sunt niște oameni cu profesii. Eu mă refer acum nu la vedetele de 3 lei care n-au nimic în spate, ci la oamenii cu profesii. Oamenii ăștia vin de undeva. Și foarte mulți vin de la noi. Foarte mulți. De la un ATC. Și atunci, le-am povestit. Vrei să faci clipuri? Vrei să faci muzică de clipuri? Vrei să montezi clipuri? Da. Vrei să știi să faci conținut de YouTube premium? Exact. Pentru că și asta e o chestie și mi se pare că au, ca o scurtă paranteză, a făcut foarte bine un vlogger din state, un tip pe care îl cheamă Casey Neistat, care are și studii în direcția asta de film, de regie, păi și el a plecat făcând niște scurtmetraje sociale, care au prins pe YouTube în perioada în care YouTube-ul nu era niciun caz la nivelul ăsta și nu puteai obține ușor caracterul viral al unui filmuleț, știi? Și în perioada aia, în fine, a făcut o chestie în asta de social awareness cu dacă vrei să mergi cu bicicleta prin New York, și efectiv mergea cu bicicleta, se filma, își punea camera singur,
așa, își monta el după aia, cum mergea prin New York cu bicicleta și se lovea de o mașină parcată neregulament. Dar efectiv intra în mașina aia, știi, omul fiind și cu pregătire din asta aproape de cascador. Și a rupt clipul ăla, știi? După care a devenit unul din primii YouTuber cu foarte mulți urmăritori, pentru că a inventat acest stil filmic în vloguri, știi? Caracterul ăsta de introducere, care până atunci, exact cum ai spus, știi, revenind la partea de carte, ai o introducere, ai un mijloc, un cuprins și după aia ai încheierea, pentru că se încheia de fiecare dată vlogul frumos, știi? Și cred că, iarăși, ăsta ar fi un... cum îi spune? Am un lapsus. Un argument ca tinerii să vină la un ATC. Pentru că s-ar putea să fi rămas o impresie din asta învechită, știi? De mergi la un ATC ca să, nu știu, să, ori să nu prea faci școală, că știu că și asta se aude, ori dacă o faci după aia doar să ai treaba sacră în minte, adică faci teatru și vei fi pe scândură toată viața. Știi? Da, da, da. Deci noi deja a explodat în ultimii ani povestea asta în ATC, adică noi facem, de exemplu, game design. Oamenii, când zici se face game design la un ATC, se pare că n-are nicio legătură cu ce știam noi despre un ATC. Păi da, un ATC în momentul ăsta în care noi vorbim se rebranduiește. Deci eu vreau ca oamenii să înțeleagă că game design e ceva firesc la un ATC, de exemplu, la facultatea de film. Sunt cursuri sau e secție pentru da, așa ceva? Deci este, nu deci sunt cursuri să, pe lângă. Poți să dai la un ATC la creatori de exact, jocuri. Exact. Iar oamenii, ce-mi doresc eu? Eu îmi doresc așa. Scuze-mă, echipamentul fiind de ultimă generație din câte am avut, exact. Un ATC a avut șansa ca în ultimii ani să cumpere niște echipamente pe proiecte europene, pe diverse proiecte mari, senzaționale. Deci îmi spuneau colegii mei de la film că noi am cumpărat o cameră de 5K. În condițiile în care n-ai unde să... Deci ce filmezi de cu ea? De 8K. Sau, nu, parcă cred 5K. Cred că de 8K. Da, de 8K. E, în condițiile în care nici n-are ce să-ți recunoască pe ce îl proiectezi, n-are... Sunt câteva, dar e... Adică, în primul rând că trebuie să stochezi toată treaba, da, care e enorm. E enorm și nu poți să-i invit pe toți la mine acasă. În fine. Deci... Ideea este așa că în un ATC se fac foarte multe lucruri care au legătură cu existența reală. Deci oamenii ăștia, după ce termină, pot, ce am zis, pedagogie teatrală, pot să fie animatori, pot să predea teatru, pot să predea comunicare. Am început înțelegerea cu tot felul de universități pentru, mi se pare că firesc ca cei de la drept să aibă niște cursuri de comunicare, cei de la teologie. Nu-i firesc? Deci vreau să bring the manipulation to the next level. Cei de la Academia de Poliție, cei de la... Da, bă, la poliție trebuie neapărat să mă apăr. E grav rău ce se întâmplă acolo. Adică toate clipurile alea, în loc să te apropie de ideea de siguranță și încredere, mamă, te depărtează enorm. Într-adevăr, adică dacă ar fi și niște oameni pe acolo care să aibă caracterul ăsta de a identifica valoarea fac ei și după aia să o expună corect, ar fi... Nu, deci, adică noi putem să livrăm, un ATC poate să livreze comunicare pe toate tipurile, nu ne gândim numai la actorie, pe toate tipurile. Și atunci, ce-mi doresc ca studenții noștri, ei să facă practică în cele mai prestigioase locuri din țară și din străinătate pe meseria pe care se pregătesc. De exemplu, noi avem în țară, în România, primele trei firme din lume de gaming care sunt aici, au sedii importante, pentru că noi avem foarte buni oameni pe meseriile astea, români, și care nu au de ce să plece în America. Ei fac aici pe calculator, adică nu e nevoie, din când în când se duc, dar nu are rost să locuiești în Statele Unite pentru asta. Da. E, și vreau ca studenții noștri să facă practică în acele locuri de top. Vreau în cele mai importante firme de publicitate să meargă cei care sunt, în cele mai importante teatre, în studiourile de film cele mai prestigioase din România și din jur. Asta înseamnă o schimbare enormă, pentru că până acum
asta în primul rând cu practica nu exista. Adică pe vremea noastră exista dacă îți doreai tu cu adevărat să mergi, pentru că te primea, da, de exemplu, Iureș, da, să, da, zicem, te primea la repetiții și stăteai acolo, da, jenat, dar stăteai și învățai niște lucruri. Dar asta că îți doreai tu, nu pentru că spunea facultatea, bă băieți, luni de la ora aia, puteți face practică la teatrul ăla sau puteți mergeți la EA Games sau... Exact. Deci eu sunt acum în prag de... Am inițiat discuțiile cu foarte mulți oameni, decidenții în asta. Uh-huh. Orică sunt rectorii, orică ce sunt, patronii de nu știu ce, și am început discuțiile. Toți oamenii sunt încântați. Pentru că ei, wow, deci primim niște tineri pe care noi îi vedem cum se mișcă și îl luăm pe ăla sau pe celălalt, îi propunem la sfârșit să rămână la noi. Păi e aur curat. Asta, uh-huh, pentru ei înseamnă bani. No. Nu stau să-i caut într-o piață și pot să-i și ajut în orele astea de practică, să le zic, uite, dacă, ce-ar fi dacă ai face așa chestia asta? Că noi cam așa ne-am gândit că o facem. Deci nu mai ești pierdut, amețit după o diplomă, o hârtie în mână și bați la uși, nu știi ce ai de gând. Mm-hmm. Noi vrem să oferim meserile de bază și standardul de excelență în artă, în regie de film, regie de teatru, actorie și așa mai departe, coreografie, scenografie, dar vrem să oferim și meserii conexe care să ofere, care imediat să te ajute să câștigi, să-ți câștigi existența mai mult decât decent. Uh-huh. Deci noi ne gândim la o plajă de oportunități pe care eu să-i ofer studentului când vine un ATC și zice, aha, deci dacă nu fac asta, eu pot să montez videoclipuri. Da. Pot să fac muzică pentru... Da. Pot să filmez videoclipuri, bineînțeles. Auzi, profu, da, pentru chestia asta există oameni în un ATC, profesori, care să-și dedice timpul într-adevăr. Adică se schimbă lucrurile până acolo? Sunt foarte mândru de echipa pe care mi-am făcut-o. Că atunci când vii, trebuie să-ți faci o echipă. Sunt foarte mândru. Sunt oameni de toate felurile, dar sunt oameni care stau pe picioarele lor, uh-huh, și au curaj, își doresc să schimbe lucrurile, își doresc să îmbunătățească și unii dintre ei au nebunia asta de a, mândria de a arăta că e mai bine celuilalt pentru că eu am făcut o treabă. Eu cam așa. Ok. Și sunt pe toate vârstele, am avut atenție la asta, adică nu ne închidem în eu și prietenii mei. Nu, oamenii care își doresc, care unii... De ce se întâmplă? În universități cum e asta, a noastră, mulți au dezvoltat niște cariere fabuloase pe lângă. Dacă îmi zic fabuloase, sunt fabuloase la nivel internațional. Noi, știi foarte bine, noi în momentul ăsta avem foști absolvenți care au acum până în 30 de ani, care au niște cariere, de exemplu, de cinema, deci atât de mari, încât sunt generații în urmă multe adunate că nu egalează un om. Asta nu s-a mai întâmplat. Da. Astea nu sunt foarte vizibile. Dar totuși nu mă pot opri să dau un exemplu. Ana Ularu. Păi da, Ana Ularu a făcut atâtea filme, uh-huh, în lume, la nivel mare, nu e într-o figurație. Încât zeci de ani în spate ne gândim câți oameni adună și e un om. Noi avem o proaspăt absolventă care a luat premiul la Cannes pentru interpretare feminină. Wow! Noi avem acum 5 sau 6 ani, nu mai țin bine minte anul, că nu vreau de aia zic așa, 10% din actorii din filmele care au participat la competiția de la Cannes, 10% au fost români. În condiții în care participă din 180 de țări. 10%? Dintre care nu vreau să spun cât de la un ATC. Nu o spune, las. Nu. A fost de peste tot. Important e că sunt români. Exact. Asta e important. Adică sunt niște lucruri care cu care, adică asta există. Eu vreau să pun împreună lucrurile astea, energiile astea și să ajut oamenii care au visat unii de 5 ani, alții de o viață, să schimbe lucrurile și să ne aducă în ziua de azi, nu în sensul de că să ne coordonăm noi cu nu știu cine, ci să fim, îmi propun eu, cei care propun și altora schimbarea, mm-hmm, altor universități, altor structuri care sunt locale, naționale, regionale, europene,
practic, asta e un subiect enorm. De, eu îmi propun o internaționalizare a UNATC-ului. Câteva vorbe, trebuie să zic ca să înțeleagă lumea. Te rog. Cel mai mare program de educație din Europa și poate din lume după dimensiuni și bani se numește Erasmus. Unii au auzit, nu știu. Este un program prin care ți se dau bani, profesori și studenți, să circuli în lume, să studiezi, să vezi, să predai, să te întâlnești și așa mai departe. Succesul a fost atât de mare încât s-a luat decizia acum că Erasmus se încheie, se transformă în Erasmus Plus, care va fi mult mai bogat financiar decât Erasmus. Acolo sunt banii. Deci, practic, eu vreau ca un ATC-ul să ajute studenții și profesorii să fie firesc, să te duci pentru că te interesează nu știu ce artist sau nu știu ce profesor sau nu știu ce student ca tine din Lituania, din Italia, din Germania. Te duci o săptămână acolo, două luni acolo, șase luni dincolo și să vină și la noi oameni de calitate pe care, iată, avem banii să-i aducem. Da. Să se vadă ce pot, ce putem noi, ce-și doresc studenții noștri, ce pot profesorii noștri și să ne întâlnim cu oameni la nivelul nostru și mai sus. Deci, practic, acum facultatea... Universitatea. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Ion Luca Caragiale, își propune să... Să, după ce se termină, da, ciclul ăsta e 3 ani plus 2 master, să zicem. Da. Să îi ofere studentului o continuitate și să, indiferent pe ce zonă e, da, și să îi ofere o continuitate, dar tot așa jucată la mai multe capete. Exact. Adică să poți să mergi și în altă țară dacă vrei, să poți să ai un loc de muncă stabil. Asta se poate întâmpla și în teatre. Da. Aceeași chestie. Deci la ce m-am gândit și teatrele au zis imediat: aulă, se poate, noi vrem. Este să fac un parteneriat cu teatrele prin care eu dau acum din casă, eu spun ce-mi doresc, dar nu văd, adică teatrele sunt bucuroase. Să le zic așa: bun, avem practică, primești studenții, să zicem, două luni sau o să vedem cum programul și așa, la tine în teatru, promisiunea pe care o faci tu prin acest parteneriat, contract, este că ei vor juca ceva, deci nu stau și așteaptă pe holuri, iar eu cu profesorii gestionez acest proces de învățământ și îi fac să înțeleagă ce au, cum s-a întâmplat practica aia, experiența aia, ce să-și tragă din ea. Iar teatrele, practic, prin acest parteneriat, au niște oameni care vin cu energie, cu entuziasm, sunt la început și nu au nevoie să-i plătească. Wow! Dar vreau să, în faza a doua, eu ce-mi doresc, să fac o înțelegere cu ministerele și să zic așa: dați niște bani acestor tineri care fac practică, dați-le voi bani, nu teatru. Da, că teatru nu are cum să se blocheze. Nu ai cum să faci un contract pe o lună jumate, pe două. Nu-i nimic. Pentru asta există un sistem poate de burse așa, și statul are un fond prin care dă acestor tineri, iar după care teatru X din țară sau din București zice: mă interesează Cornel Marian Raluca, nu vrei să rămâi la noi? Îi cunoaște. Păi și o să se întâmple mai des să se scoată posturi sau să propună, bine, din câte am înțeles asta e, piața a explodat la un moment dat de colaborări. Da. Oricum nu-și mai căutau proaspeții absolvenți, nu-și mai căutau un loc de muncă stabil, își doreau o colaborare pentru că era și mai bănos, așa, da. Și nu rămâneai blocat într-un loc, într-un teatru cu aceiași oameni și așa. Dar în contextul ăsta nou se vor elibera posturi mai des sau... Adică cum, pentru că ai spus că vrei să vină și mai mulți oameni care să dea la un ATC. Mm-hmm. Să presupunem că se dublează numărul celor care dau la actorie. Da. În următorii 2 ani. Și ce fac ei după aia, după ce termină facultatea, dacă teatrele atâtea sunt cât erau acum? Păi primul lucru care li se oferă este programul de pedagogie pe care ei
cursuri de pedagogie pe care le fac în paralel cu orele lor, mm-hmm. da? Și care le asigură după aia că el e profesor de teatru în sistemul preuniversitar de învățământ din toată țara. Ok, bun. Deci e o slujbă imediată. Mm-hmm. În condițiile care noi observăm că va fi probabil vorba de mii de profesori, păi unde-s miile astea de profesori? Că nu sunt mulți. Mm-hmm. Iată acești oameni care... Și nu mai sunt atât de puțin bani, să știi, dacă să predai la un liceu, să serios. Am întrebat și eu, nu mai atât de... Deci au crescut mult salariile în ultimii 5-6, habar în câți ani. Deci, nu spun că e rezonabil, dar nu mai e chiar așa de rău. Și atunci, practic, el are o ceva onorabil pe care îl face în meseria lui, pe pregătirea lui. Și în timpul ăsta face și... Deci, actorie. Da. Mi-aduc aminte că eu cred că eu tot încerc să găsesc puncte plusuri pentru toată lumea să înțeleagă cam cât de mult te poate ajuta actoria în viață, chit că nu urmezi meseria. Și mi-am adus aminte de un moment cheie pentru mine și un moment care a ajutat foarte mult la formarea mea. Momentul ăla când stăteam, aveam curs comun la sala Berloge, adică sala mare de la etajul 1 din facultate, din universitate. Eu trebuie să zic universitate. Din universitate și era sala închisă. Aici era sala în fața noastră, în dreapta, la o distanță destul de scurtă, era secretariatul în care se afla cheia pentru sala respectiv. Tu ne-ai dat mesaj că o să întârzi, așa, și atât. Asta ții minte că ăla a fost mesajul, că întârzi, nu știu, 15 minute, ceva de genul. Și ne-ai găsit în fața sălii care avea ușa închisă. Da. Și în momentul ăla a fost, cred că, prima și cred că și ultima oară când te-am văzut atât de nervos. Adică cu spume și cu aburi. Și după ce ai făcut efortul ăla de a te liniști, care mi s-a părut foarte drăguț, așa că încă 15 minute să te calmezi, dar să te calmezi, adică fiind o chestie foarte, o luptă cu tine să nu, așa. Așa. Bă, a fost foarte frumos când ne-ai luat așa și ne-ai spus, de ce stăteați? Asta după ce am intrat. Deci cumva se mai deschisese un pic creierul, știi? Că poarta se deschisese și ea. Și ne-a zis, de ce stăteați în fața sălii cu ușa închisă? Și ne-a zis, păi, așteptam să vină cineva să deschidă. Mm-hmm. Și de ce unul dintre voi, după ce ați vorbit așa între voi, de ce unul dintre voi n-a mers să ia cheia de la secretariat și să deschidă ușa și să intrați, să nu blocați holul ăsta degeaba, să fiți ca tutele, ca oile, și să intrați și să așteptați în sala de curs? Bă, și pentru mine a fost, adică mi-am dat seama după aia crescând, mi-am dat seama câți oameni stau în fața unor uși închise cu cheia la 3 metri de ei, da. Și nu se întreabă nicio secundă dacă ar trebui să ia ei cheia și să deschidă ușa respectivă. Sunt atât de mulți oameni care nu știu, cred că asta e și ne revenim la asta cu asumatul, care nu știu să-și asume cea mai simplă acțiune care poate aduce un bine până la urmă chiar lui, adică nu e vorba că deschizi ușa și ți intră unul înainte sau un căcat din ăsta parșivez cu o călăre. Nu, e vorba pur și simplu de binele tău și cât de rapid poți ajunge la el. Da. Doar dacă îți asumi să deschizi ușa aia. Există o poveste celebră a lui Franz Kafka, uriaș scriitor, care e foarte scurtă. Și zice că un om în fața unei uși dă să intre și există un paznic care îi spune nu se poate. Păi nu, că trebuie să intru, că aici am nevoie. Nu se poate. Om se așează lângă ușă, așteaptă, iar zice vreau să intru. Nu se poate. Trec anii. Scurtez povestea, ajunge bătrân, nu se mai poate deplasa. Și zice, da, eu aici am vrut să intru toată viața. Zice, de ce nu mi-ai zis că, deci ce trebuia să fac? Zice, păi ușa asta era pentru tine. Tu m-ai întrebat pe mine dacă trebuie să intri. Mm-hmm. Tu trebuia să intri. Și omul n-a mai apucat, povestea e destul de tristă, că a murit în fața ușii. E existența noastră. Actoria te face să înțelegi
că poți trece de uși și că e jobul tău să deschizi și că ușile sunt făcute ca să fie deschise, nu ca să stea închise. Exact. Ușile față de ziduri sunt niște deschideri. Ele sunt făcute ca să fie deschise, după părerea mea, nu ca să stea închise. Însă primul lucru în viață este că tot timpul ți se spune nu. Eu am povestit mult asta despre emoție, e o chestie care mă interesează foarte tare. Cum e cu copilăria? Practic copilăria e vârsta în care se spune tot timpul nu. N-ai voie, nu e pentru tine. Coboară de acolo, nu, nu atinge, nu pune mâna, nu mirosi. Deci tu înțelegi că tot ce ești tu, toate dorințele, toate impulsurile tale sunt greșite. Da. E trist rău. Tu vii cu aceste răni pe care ți le face copilăria, da, după care zici, nu numai că n-am voie, nu cumva eu sunt greșit, și începi să te simți vinovat. E, în momentul în care te simți vinovat pentru că ești, e grav rău. Și după aceea vii în societate și încerci să te răzbuni. Da. Dacă eu am avut o viață atât și dacă eu sunt greșit, voi de ce să o duceți bine? E, actoria te învață că ușile astea se deschid, că sunt pentru tine, că ești îndemnat să o faci, să ieși, să intri, nu-ți place unde, exact, după ce intră, pleacă, domnule, și du-te la altă ușă. Adică te împinge, practic, să greșești. Da! Greșeala e cel mai bun instrument de cunoaștere. E singurul, de fapt. Greșește, domnule. Greșește. Da. Hai să intrăm într-o zonă mai light a discuției, vrei? Dar nu e, îți dai seama, nu o să fie light. Iarăși o chestie care mi-a rămas mie în minte și până acum am reușit cât de cât să o înțeleg, dar n-am reușit să mi-o asum. La un moment dat, cred că prin anul 2 sau 3, ai venit după vacanța de vară, o lumină, erai o lumină, așa, pluteai, băi, erai cu totul alt om, știi? Comparativ cu ăsta pe care îl lăsasem la finalul anului. Deci după vacanța aia de 2 luni erai cu totul alt om. Păi și ai zis o chestie, dar bineînțeles, aruncată ca de obicei așa. N-a fost, haideți să ne așezăm un pic și să vă spun ceva deștept. Așa, și ai spus că nu știm, în general oamenii nu știu, dar mai ales noi românii, nu știm să tratăm o vacanță. Nu știm să cum să ne relaxăm cu adevărat într-o vacanță. Mm-hmm. Și aș vrea un pic, dacă vrei și tu, bineînțeles, să ne povestești cum ar trebui, sau cum ești tu într-o vacanță, cum tratezi tu lucrurile într-o vacanță. Păi, ca să poți intra în vacanță, atenție, dacă tu te urci, sui în avion și ajungi undeva, nu înseamnă că încă ai intrat în vacanță. Ca să poți intra în vacanță, tu trebuie să faci câteva lucruri. Mintea noastră funcționează tot timpul. Noi lăsăm programe care rulează pe dedesubt tot timpul, fără să le oprim. Ca la computer, nu dăm click pe aia, click, să le stingem. Mhm. Vacanța înseamnă, în primul rând, oprești toate programele care rulează inutil. Bateria crește, vezi că energia nu se mai consumă și, practic, tu, în loc să fii în vacanță, cine ești în vacanță? Ești cineva care nu mai trebuie să facă chestii. Bun, și ce rămâne? Oamenii sunt foarte mulți oameni care se sperie de vacanță. El zice, păi dacă eu nu mai sunt... Sunt oameni care mor în vacanță de la stres. Exact. De la stresul, exact, vacanță. Pentru că nu-și înțeleg rolul. E, vacanța este ieșirea din trebuie să schimb scutece, trebuie să plătesc facturile, trebuie să nu știu ce, și întâlnirea cu tine însuți, ăla care stă mic și stresat și pe care nu-l bagă nimeni în seamă de-a lungul anului. Deci ăla timidul care... Și plânge mai încet că mă culc, înțelegi? Și plânge acolo trist undeva și speriat și așteaptă să respire și el. În momentul în care omulețul ăla e atât de sufocat de probleme, traumatizat și îngrozit, el va încerca cumva să scape, să fugă, să se răzbune, să facă ceva rău, cum sunt copiii frustrați dau foc la casă, sparg un geam ca să arate ca o problemă. Ei vor atenție. Dom'le, mi-e rău. Și atunci dă foc la bradul de Crăciun, știi? Sau în fine.
Îmi place foarte mult bancul ăla cu bararul de Crăciun când vine el la casă și e zgâriat pe față, pe mâini, foarte fericit. Și mama zice, ce-i cu tine? Că, de unde ai fost? La școală, mama. Și ce, am avut la Crăciun, am făcut brad la școală. Așa și am dansat în jurul bradului. Foarte bine, dar de ce-i zgâria pe față? Păi eram puțin. Deci îmi place enorm, știi? Adică... De copii în jurul bradului, da, cu crăcile în față, așa. Da. Rașchetați. Da, fericiți. Da, fericiți. Da. Da. Exact. Bine, sunt oameni care dansează singuri în jurul bradului și atunci chiar e o problemă. Bă, sunt oameni care mângâie butonul la lift în pula. Ai reținut o fază, te-a plăcut? Da, pe asta, eu când vreau să mă calmez, numai la asta o să mă gândesc. Că n-am nici lift, cred că de asta, știi, că n-am mai stat de mult într-un lift și de asta. Așa, iartă. Deci vacanța este conectarea cu tine, care a stat în anticameră la audiență cu tine. Cu tine ăla care face, cu tine ăla care decide, cu... Este ca un, deci în timpul anului zici ca un jongleur care jonglează o chestie care n-au voie să cadă pe jos. Copilul, soția, prietenii, jobul n-au voie să cadă pe jos. Da. Vacanța este, le lași pe toate și nu mai jonglezi. Și se va întâmpla ceva minunat. O să te asculți, o să auzi niște voci care spun: Liviule, nu ești chiar așa de rău. Mm-hmm. O să auzi și voci care o să zică tot felul de chestii, dar încep să discuți cu tine. Practic, ce e un gând? Asta e de la Platon. Este discuția ta cu tine. Deci încep să vorbești. Păi, tu ce crezi, mă, Liviu? Să mănânc semnul ăsta? Mănâncă-l, dar te îngrași. Dar puțin mai poți să mă îngrași. E bine, și mâine nu o să mai mănânci. Mâine și mănânci numai azi. Discuți cu tine, înțelegi? Relaxat, frumos. La, cu o bere în față sau fără, așa, și te văd oamenii că tu vorbești singur cu tine, înțelegi? Și ești ok. Tu îți dai seama câți oameni se uită acum la tine și identifică până acum că ai dat vreo 3 resurse din astea perfecte de a deveni nebun? În percepția lor. Vorbesc serios. Uite, tocmai m-am întâlnit cu cineva chiar acum, care a zis Liviu Lucaci. Păi bă, Liviu Lucaci, la un moment dat când pisica era în călduri, mai știi, fata? Când pisica era în călduri, așa, și pisica aia a făcut, era nebună, era un motan de fapt. Motan. Ăla care știu că pusese stăpânire pe tot apartamentul. Da. Și nu mai asculta de absolut nimeni. Știu că a zgâriat-o pe Mara, parcă. Da. Ataca. A atacat, da. Așa, și ai vindecat motanul respectiv. Cum, Liviu? Deci povestea este așa. El se plasa strategic în casă. Strategic înseamnă un loc din care vedea cât mai mult. Casa în care stăteam atunci avea sufrageria în care pe o masă, deci nu se așeza pe jos. Un pic, adică să fie așa, la un metru de pământ, el putea să vadă în 3 camere de unde stătea. Și te aștepta să te trezești. Dacă deschideai ochii și aveai eye contact cu el, era enorm. Și era mov. Efectiv mov. Era enorm, foarte puternic. Era un motan care n-a acceptat niciodată să fie mângâiat. Deci niciodată. Bun. Tu te trezeai, deschideai ochii, el era acolo. Aștepta. În secunda în care îi prindeai ochiul, tot corpul lui se aduna, începea coada să-i facă așa pe masă. Și începea să fie care pe care. Pe mine, foarte rar avea curajul să mă atace sau să mă amenințe, dar simțeai că nu te mai poți întoarce să te spăl pe dinți, că ăla e acolo. Apărea tot timpul, hă? În oglindă așa era. Și l-am suportat, cât l-am suportat, până când am zis, trebuie să decidem cine e stăpân aici. Și m-am trezit într-o dimineață, ai contact, el a început cu coada, s-a adunase tot, am ieșit ochi în ochi din pat și am început să mă duc spre el. Lent. Zic, dacă tu joci așa,
Și eu sunt gata să fac asta. Și când am ajuns lângă el, el speriat nu era. Dar a înțeles că totuși ceva e o problemă. Mm. Și practic am început, deci am început să-i zic ce facem? Ce de hotărât să facem cu viața noastră de aici încolo? Mai îmi ataci copilul sau nu știu ce? Că... Și m-am dus spre el. Și atunci a dat seama, când am ajuns foarte aproape, că e o problemă și a început să alerge prin casă. Și am început să le alerg prin casă, că pătease o viteză atât de mare încât alerga pe pereți, deci exact cum fac mașinile de cursă la Zidul Morții. Înțelegi? Și eu după el. Și eu după el. Și la un moment dat l-am prins, l-am luat de blană și i-am zis, ce ai făcut? Ai mușcat-o pe fiime. Zic, uite cum se face. Și l-am luat așa și l-am crânțărit un pic. Ce nu știam atunci și am constatat imediat, i-a căzut jumătate de blană. Deci pisicile când se... stres. Da, pe loc. Da. Noi am făcut era jumătate mov. Da, era jumătate mov. Noi am făcut cine știe ce. Dar ideea a fost că, deci, acel animal avea atacul scris în codul genetic. După care a fost o chestie foarte mișto, că la un moment dat ne-am hotărât să-l dăm la cineva. Și o doamnă foarte drăguță, genul ăla de femeie și tot cu suflet, da, vor, mamă, când l-a văzut, ce frumos e. O să am grijă de el, zic, nu insistați, că are grijă el singur de el. Nu așa. Și ne-a dat telefon după o săptămână, foarte jenat. Știți? Trebuie să vă spun. Da, doamnă, mutanul. Da, doamnă, ce e? E în bucătărie și noi nu mai putem intra. Zice, el stă totdeauna pe masă din bucătărie, că acolo e cel mai bine, și nu prea mai poți să intri în bucătărie, adică intri, dar e foarte periculos. Și noi am început să alergăm, să luăm repede ce e de luat și să ieșim cu farfuriuțele, cu nu știu, și să închidem ușa după noi. Și zice, nu, dacă puteți să luați din bucătărie. Și m-am dus la motanul de acolo. Doamne, bă, da, eu am mai întâlnit pe cineva rapid, am mai întâlnit pe cineva tot așa cu un motan foarte agresiv și tot așa mare. Bă, când am întâlnit ultima oară și nu exagerez, eu am crezut că l-a tăiat cineva cu un cuțit pe aici. Deci avea 3 dungi, așa, băi, se vedea pielea, deci intrase în carne, efectiv. Da, da. Și chiar m-am speriat, am crezut că i s-a întâmplat ceva și mai nu, motan. Da, da, da. Cu tot așa, cu lupte din astea, pe teritoriu, pe teritoriu, da. Pe gagică, pentru că da. E și asta, știi, cu simțul de feromon și cu toate. Și când simțea că cineva se sperie de el, era dezastru. Da. Deci îți dai seama, revenind, cam cum sunt niște oameni așa care s-au oferit toată viața, știi, de asta să vorbească ei cu ei. Da. De a mușca un animal de ureche, că și animalul la rândul lui a fost bulangiu. Știi, tot fel de chestii de genul ăsta. Îți dai seama cum e mintea lor în momentul ăsta. Ce crezi că lipsește generațiilor pe care le tot vezi așa parcurgând un ATC-ul? Bineînțeles, din ultimii ani. Că după aia vreau să vorbim și ce lipsea generației mele, că și asta e drăguț. Pentru că probabil încă lipsește generației mele. E o constatare pe care sper să nu am dreptate, dar la 18 ani acum, oamenii intră cu mult mai puțină încredere în ei decât cei care aveau 18 ani acum 20 de ani. Acum 30 de ani, eu vedeam, oamenii ăia la 18 ani erau convinși că o să fie cei mai importanți actori din lumea asta. Așa credeau ei. Acum găsesc rar pe unul care la 18 ani intră în școală, crede asta. Aici e o problemă. E o măcinare a încrederii de sine care s-a întâmplat în liceu, sigur. Acolo, liceul deocamdată e o perioadă, e ceva din care oamenii ies tăvăliți. Tăvăliți rău. Tăvăliți pentru că se tăvălesc între ei sau îi tăvălește, ce îi tăvălește mai exact? Cunoștințele care li se predau în liceu n-au nicio legătură cu viața lor. N-au nicio legătură cu ce își doresc ei, de fapt. Cu viața lor. Nu, pot să dau un exemplu? Te rog.
Eu am făcut cu fiimea tot felul de chestii, începând de prin clasa a doua, în care am încercat să o ajut să înțeleagă că ce se predă la școală este inutil dacă nu are legătură cu viața ei zi de zi. Și bineînțeles, ea zicea, ei, da, deci din clasa a doua. Și la un moment dat i-a predat unghiul de 90 de grade. A venit de la școală, zic că ai, ți-ai făcut tema, am întrebat-o, da, m-am făcut. Da. Ce? Păi, unghiul de 90 de grade. Unde e unghiul de 90 de grade? Păi, în caiet, adică mi l-a predat, nu știu. Da. Există în viața ta unghiul de 90 de grade? Nu, mă, tati, e în caiet acolo, deci mi l-a predat, doamna, unghiul. Nu, zic, aici, unde ne aflăm noi. Unde e unghiul de 90 de grade? S-a supărat, ca orice copil, că am ceva cu ea, zic, stăm aici, cu răbdare, cât o dura, până îmi arăți unghiul de 90 de grade aici. Unde e 90 de grade? În timp ce mușcai pisica. Vreau să zic că a durat mult. Până a acceptat, că asta facem cu toți, până acceptă ca mintea să iasă din out of the box, să iasă și să zică, păi să mă uit, o fi. După vreo câtva timp lung, după ce s-a supărat pe mine, că... A trecut prin toate stările, a plâns. Toate stările. Bun. La un moment dat a început să se uite disperată prin cameră și a zis, ăla de acolo, sus, la tavan, ăla de 90 de grade? Zic, da. Mamă, deci există unghiul de 90 de grade la noi acasă? Zic, stăm aici până mi-arăți 10 în camera asta. Și a început, așa acolo, și jos, și la podea, și pe masă, și la... Deci... Era atât de încântat, zice, mamă, unghiul de 90 de grade e aici. Zic, deci el nu locuiește în caiete. Toate aceste informații, și îți mai spun... Sunt aplicabile, exact. Și profesorul putea să facă fix aceeași chestie pe care ai făcut totul cu Mara, așa, și să fie o chestie aplicată. Și în momentul ăla informația căpăta un alt sens. Hai, nu pot să mă obțin, mai zic una, mult mai amuzant. Te rog, te rog. Și în clasa 6-a au venit colegii de ale ei să facă tema la geografie. Pe niște de astea de desen au copiat un desen din caiet, l-au desenat ele, l-au pictat pe blocul de desen. Super încântate. Și era frumos afară, zic, merg și eu spre școală cu voi. Da, ele, fiime, da, mergi. Despre ce va fi vorba? Ele țineau ca să se usuce, că tocmai l-au făcut serial, le țineau așa în brațe, foile de desen abia pictate, ude încă, de culori. Și zic, ce sunt astea? Deci e un desen pe care l-am făcut noi ca să luăm notă la geografie. Și despre ce e vorba în desenul ăsta? Mi-a mustăcea. Zice, ea nu râdea, se uita la celălalt să vadă procesul. Și zice, ele zic, păi, este vorba despre, nu știu, un desen pe care noi l-am copiat din carte. Era mare așa. Ce era? O bucată verde din care ieșea o săgeată maro către ceva albastru. Și zic, ce e asta? El se uită pe desen în sfârșit, că ele scriseseră. Zice, este gazul metan. Ce e gazul metan, zic? E din carte, din geografie, deci de acolo. Și zic, ce e asta verde? Pauză. Și una zice, nu știu, fi iarba? Iarba, zic. Deci asta verde iarba. Aia albastră ce e? Păi dacă asta o fi iarba, o fi cerul. Deci ce cerul? Dar săgeata asta imensă, maro, așa, ce e? Pauză. Una zice că și scria pe, că trebuia să scrie pe desen. O fi gazul metan? Deci zic, deci săgeata asta e gazul metan. Da. Ați văzut vreodată să iasă din vreo pajiște o săgeată maro care să fie gazul metan? Bun. Nu. Dar zic, atunci voi ce ați desenat aici? Nu știm, e din carte de geografie. Dar ce e, mă, oameni? Deci ies săgeți din pajiști de gaz metan? Nu, zice una. Dar atunci de ce ați desenat asta? Nu știm. Ok.
Zic, voi aveți gaz metan acasă? Nu, cum să avem gaz metan? Deci, asta sunt împajiști. Deci sunt împajiști, așa zic. Sigur. Da, adică nu normal, nu? Că n-avem nici pajiști, n-avem nici cer, ok. Și zic, dar ce obiecte aveți? Aveți un obiect mare în bucătărie, mare așa, pătrățos așa? Da, zice, avem frigiderul, el. Avem frigiderul. E gaz metan în frigider? Nu, cum să fie. Dar mai e un alt obiect, au zis masa, nu știu ce, și unul a zis, avem și aragaz. Stop, stop, zic, stop. Zim pe silabe. Aragaz. Stop. Gaz ăla de la ce? Nu știu. Ați când dați drumul la gaz, s-aude ceva? Da, zice, fâșie, faci. Ce credeți că e ăla? Nu știu, că s-aprinde după aia, zic el așa. Bă, dacă e gazul metan, zic. Pauză și una zice. Adică eu am gaz metan acasă? Zic, da! Mamă, ce tare! Au plecat super încântate la școală să povestesc cu tuturor că la ele în casă, în bucătărie, există gazul metan, ăla de împajiște. E, de asta spun, cunoștințe de la școală nu au nicio legătură de obicei cu viața. Da. Aici avem problemă. Ei știu tabelul Mendeleev ăla de la pictat cine l-a pictat, ei știu că există, dar nu are nicio legătură cu noi. Da. Aici e problema. Să punem împreună cunoștințele cu nevoile. Asta face actoria. Cunoștințele cu nevoile. Noi oamenii toți, inclusiv ăia care au citit două cărți, au miliarde de cunoștințe în cap. Nu fac nicio legătură între cunoștințe și viața lor. Cum să-și facă viața un pic mai bună, cum să deschidă ușa, cum să scape dintr-o relație toxică, cum să-și găsească un alt job, cum să-și schimbe mașina. E din cer, deodată cineva le schimbă mașina. Ei nu iau decizii, nu înțeleg că deciziile alea sunt flexibile, le iei, le schimbi, foarte bine, nu-ți mai convine, schimbă. Da. Tu nu ești mașina, tu nu ești blugii, tu nu ești casa, tu nu ești jobul, tu ești ceva în afara acestei chestii. Da, vreau să intru în asta. E celebru strigăt Neti, Neti, Neti al Upanishadelor, vechile texte sacre indiene, care spuneau, tu nu ești asta, tu nu ești nici munca ta, tu ești în afara tuturor acestor lucruri, ești cineva. E ăla micul, tristul, de cu care se vorbește rar, oropsitul, ăla ești tu. Și actoria te ajută să vorbești cu băiatul ăla sau cu fata. Mm-hmm. Pe mine m-a ajutat foarte mult și mersul la psihoterapeut. Iarăși o chestie pe care oamenii cred că nu, nici măcar nu au în minte așa. A început un pic. Asta mi se, bă, da, dar într-o anumită pătură socială, subțire. Știi? Adică iarăși dacă îi spui unui om, e un termen idiot, dar obișnuit, unui om obișnuit, dacă îi spui că n-ar trebui să urmărească, na, mă arunc, un speaker motivațional, da. Pentru că de fapt e o chestie generală, chit că poate face ceva bine omul respectiv, dar e o chestie generală care nu se aplică doar că sună ție cunoscut și ai senzația că te poți identifica cu anumite chestii. Altceva când mergi într-o zonă aplicată, cum ar fi a merge la psihoterapeut și a lua legătura, pentru că exact asta mi s-a întâmplat, exact asta și m-a ajutat enorm, știi? Să în sfârșit să leg părțile. Da, știi? Da, să legi părțile, da. Să dea mâna ăștia, știi? Exact, să-și dea mâna cel de 13 ani cu cel de 5, cu cel de... Exact. Să se accepte că ei vor exista totdeauna acolo, ei nu dispar. Și să identifică, și asta e o chestie, știi? Pentru că pe mulți săraci, adică mulți oameni fac chestia aia de te închizi, adică închizi ușa și uiți perioada, efectiv. Încerci să uiți. Da, că nu, de fapt, orice exercițiu terapeutic îți arată că n-ai uitat nimic. Da. Ei sunt niște ființe ale tale care urlă disperate după niște uși închise. Da. Cam ăștia, din păcate, suntem noi. Scoate-i din când în când în curtea școlii să se mai vadă, să mai ia aer și nu știu ce, după care fiecare se duce tot în universul lui, că n-are ce să... Absolut. Ăla cu 15, cu 8 ani. In his timeline, exact. Exact, se duce înapoi, dar ei trebuie să știe că
cum sunt inelele la copac, vârstele astea lasă niște urme. Și e firesc să fie așa. Profu, ce lipsea, dacă mai ții minte, generației mele? Și asta, susțin că s-ar putea încă să mai lipsească așa. Mm-hmm. Măi, un tip de perseverență în a te duce către scop. Adică vă doreați, dar nu erați antrenați la 18 ani să faci zi de zi de zi să te îndrepți spre același scop. Asta lipsește. Acea încăpățânare exersată, atenție, nu că eu sunt încăpățânat. Pașii, că în fiecare zi, măcar un centimetru, mă îndrept spre piața universității, că acolo vreau să ajung. Uh-huh. Nu uit două săptămâni. Asta e. A fost greu până când a zis, ok, deci vreau să ajung acolo. Zilnic fac ceva pentru asta. În momentul când ai înțeles unde vrei să ajungi, lucrurile vin, după care trebuie să antrenezi acești mușchi ai perseverenței și lucrurile se rezolvă. Se rezolvă, adică vei fi cel mai bun tu în varianta planului pe care îl ai. Pur și simplu, nu trebuie să te întrebi dacă sunt destul de bun. Nu, ești tu cel mai bun, pentru că tu vrei să ajungi în piața universității. Și o să o faci. Și asta cu perseverența, oare ar putea fi educată după o anumită vârstă, revenind la actoria pentru adulții care au certitudini? Da, poate fi, poate fi ajutată. E mai greu decât cu cineva care are 16 ani, evident, dacă ai 38. Cu anii, fricile noastre cresc, din păcate. Pur și simplu și fricile cresc. Și o frică zdravă de 54 de ani. Asta e profil de Tinder. Da, înțelegi? E altceva decât o frică de 5 ani jumate. Aia e mai timidă, mai așa, mai o ia somnul la 5 ani, înțelegi? La 54 nu te ia somnul. Știi, sigur că ți-e frică. Păi da, mai ales că cred că și de acolo crezi fricile, știi că te-ai situat într-o zonă confortabilă atâta timp. Exact. Și în momentul în care ea e amenințată, pentru că n-are cum să nu se întâmple, n-are asta cum. E ceva... Asta e viața. Exact. Și după aia când începe să-ți fie amenințată poziția aia în care ai liniște și confort, încep fricile și mai mari și mai nasoale. Da. Și mai... Dar cam cât crezi că participă la fricile astea faptul că trăim în bule și că ne creăm? Adică oamenii au început să fie foarte înclinați spre zona asta de a-și crea nu doar un spațiu confortabil care respectă normele astea ale societății, ci să-și adune pe lângă ei oameni cu aceeași părere. Da, asta facem. Și în momentul ăla să refuzăm orice părere care vine din altă bulă. Exact. Cât rău crezi că face asta și cât bine ne-ar face dacă cumva am reușit să spargem bulele astea? Deci face foarte mult rău. Face foarte mult rău. Una dintre cele mai simple chestii care se poate face în școală, atenție, dar care se poate replica și în anumite joburi, este să dai o sarcină complexă sau așa, un task pe care să o îndeplinească 5 oameni. În secunda aia îi obligi ca cei 5 oameni să lucreze împreună. În secunda în care ești obligat să lucrezi cu altul, deci tu ai săpăliga, ăla are bormașina, nu știu ce, nu ai tot, deci trebuie să stăm împreună, e ca cum sunt la marile seifuri și așa, când există 3 chei și trebuie să bagi persoanele respective, fiecare are cheia, trebuie să le bage împreună odată și să rotească ca să deschidă seiful. Deci ai nevoie de celălalt. Când o faci cu sistem, se creează o setare. Deci e mai mișto să fim 3. E totuși responsabilitatea pe 3 oameni, nu numai pe 1. Bun, ce se întâmplă când crești cu vârsta? Crește vârsta și bulele astea sunt un dezastru. Practic, tu îți faci o cămăruță în care îți auzi propriul ecou. Așa e, așa e, așa trebuie să fie. Și el îți spune, da, așa e, așa e, așa e, așa e. Practic, ești ca un nebun care se tot aude pe sine că ți-ai găsit alții ca tine care spun același lucru. Uh-huh. Și crezi că așa e. Adică e ca și când ți-ai imagina că pentru că noi nu ne mai uităm pe hartă, dispare Africa. Nu e Africa, nu e Africa.
Exact. Asta e o chestie foarte interesantă. Am aflat acum câțiva ani și mi s-a părut o manipulare incredibil de puternică inoculată oamenilor. Hărțile de geografie, mulți ani, statele și mai ales Europa era desenate pe hărți mult mai mare. Copiii din țările respective să zică, uite cât e, ce mare țară avem. Nu că Thailanda e uriașă. Da. Thailanda nu e... Uite ce țară. Da, și istoria a fost tot așa pompuită în fiecare țară. Asta istoria exact. E favorabilă țării respective. Și am aflat, aveți. Că nu vreau să dau cu barda, în sistemele ale statelor foarte evoluate, care sunt evoluate și manipulare. Normal, da. Așa. S-au schimbat hărțile și le-au pus la dimensiunile reale. Alea de pe poza de pe satelit. Atâta e Statele Unite. Nu e atât. Da. Oameni buni, uitați-vă pe hartă. Câți kilometri are? Iată, mai și mai mic, și mai mic. Atâta e. Și atunci observi că sunt țări uriașe pe hartă care te îngroapă din punct de vedere al suprafețelor. La fel este și cu oamenii. Deci de frică noi ne facem aceste bule în care noi zicem că nu există problemele pentru că nu vorbim noi despre ele. Ce vorbești? Păi cel mai bun exemplu mi se pare ăsta la lege, știi? Când a fost toată lumea șocată, a fost un moment... Eu aveam show la Cluj când, în duminica aia la alegerile prezidențiale la primul tur. Știi că era battle-ul, se presupunea că o să se ajungă cu Dan Barna și cu da. Iohannis în al doilea tur. Și am avut show la Cluj ăla cu foarte mulți oameni, adică au fost și anul ăsta 7000 și ceva. Deci nu mă așteptam oricum, că eu asta am zis, că intru. Asta a fost și dintr-o ignoranță și prostie de-a mea, că aveam senzația că bă, toată lumea gândește cum gândesc eu, și anume că e imposibil ca Dăncilă să nu intre în turul 2. Adică e o chestie, nu poți să speri să fii atât de naiv încât să ignori că există partea aia de țară, exact cum zici. Exact. Băi, și am spus pe scenă, așa am început. Și am spus că, na, îmi pare rău să vă zic eu, dar am zis să aflați de la mine că poate o las mai ușor. Dăncilă și cu Iohannis sunt în turul 2. Și mie nu mi-au mers 15 minute de material, 10-15 minute, pentru că oamenii care mi-au și scris după show nu și reveneau din șocul informației pe care le-am dat. Și în momentul ăla vin și întreb, exact ce zici tu, dacă noi ignorăm în bulele noastre că există oamenii ăștia care se îmbracă în alb și merg la întruniri PSD și așa mai departe. Sau că în PNL nu sunt toți așa. Sau că de obicei în guvern nu sunt toți mai îngeri. Așa ei vor dispărea. Adică da. Nu, ei nu există. Oamenii ăia de la sat nu mai primesc ulei. Pentru că tu nu te mai gândești nu la ei. Nu te mai gândești la ei. Problemele dispar pentru că tu nu te gândești la ele. E, asta face și actoria, care te pune în contact cu realitatea. Cu realitatea, nu cu ce ți imaginezi tu că ar trebui să fie. Dar cum face asta actoria? Păi pur și simplu îți dă task-uri pe care trebuie să le faci împreună cu partenerul. Și în momentul ăla tu ți imaginezi că partenerul ca și tine se va ridica de pe scaun când crezi tu și o să ne ducem toți la ușă. Deci este absolut minunat. Când dai câte zici, așa cum faceți, cum credeți voi, împreună să deschideți fereastră. Să vezi că oamenii pleacă către uși, către dulapuri. Da, da. Puțin pleacă către fereastră. Ăla e primul șoc, exact ce povesteai tu. Asta auzi. Eu am crezut că toți gândim la fel. Ce vorbești? Asta e cel mai amuzant. Nu știu cum să o zic cât mai e simplu. Există o artă a neanticipării. Adică, te pregătești, eu foarte mult m-am exersat în asta, pentru că niciodată nu poți fi maestru în asta, dar te exerzi, să nu te gândești ce va face celălalt cum te aștepți tu. Să nu mai arunci așteptări peste celălalt. Adică, te întâlnești cu cineva la masă și îi spui, ia ce dorești. Și vezi că o să mănânce niște lucruri de te doare mintea. Că tu te așteptai, că nu știu, că e finuț, că nu știu... Înțelegi? Și ia dita mai caracația vie, înțelegi? Și o aleargă el pe un farfurie. În fine. Deci, arta neanticipării, asta e exercițiul de actorie. Dom'le, lasă-l pe celălalt să reușească cum vrea el.
Ori asta este, e o probă mare de curaj, pentru că noi vrem prietenii noștri să, deci eu vreau în Grecia. Dar nu te întreb. Deci unde o să mergem în vacanță? Deci în Grecia. Nu. Păi cum nu, că mă și supăr. Păi m-am gândit la o vacanță în Grecia. Păi tu. Da, da. Deci, dacă ar fi partenerii, să zicem într-un cuplu, să-și ia fiecare biletul de avion pe neve. Să vadă la final dacă nu ar prinde în vacanțele împreună niciodată. Da, 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 știu, știu. Doar că așa ne imaginăm. E aceea minunată chestie, dacă mă iubește știe. Uh-huh. Aia, exact. Ador asta. Dacă mă iubește, știe ce-mi doresc. Ia, lasă-l odată. Eu am făcut-o, bă, nu știu de ce, dar eu am trăit. Știi că acum un an vorbeam despre asta aici în club, despre bule. Și eu abia eram fericit într-o bulă. M-a prins exact în momentul ăla în care, din startul, de când ai spus, bă, nu e bine să ai bulă. Bă, eu când am auzit, bă, nu e bine să ai, știam că zici bulă și eram deja la spun, cum căcar nu e bine să... Uite ce bine e. Da, exact. Și din fericire am avut nevoie de câteva zile să mă gândesc la asta și după aia să-mi dau seama cât de mult rău îmi face bula asta. Da, câteva zile e foarte scurt timp. Da, da, da. Foarte scurt timp. Da, dar bine, cred că am fost și ajutat de alți factori. N-a fost doar întâlnirea noastră, dar da. În câteva zile, dar bine, nu m-am resetat, am luat-o ușor. Nu, dar înțeles. Am înțeles și după aia am luat-o ușor, ușor, ușor. Până când, că asta e frumos. Așa a luat naștere podcastul ăsta. Exact că mi s-au lămurit mie lucrurile în cap. Pentru că mi-am dat seama prin podcastul ăsta că eu asta pot să fac. Să invit oameni care sparg bule. Știi? Care nu, cu care nu vei fi de acord. Care vor spune niște lucruri care nu te uiți în jurul tău și prietenii tăi nu sunt de acord. Nu, dar exact. Tu s-ar putea să fii. S-ar putea. Și așa mai departe. Așa, asta a fost un scop de la început și sper să reușesc. Până acum, de exemplu, o chestie care știu că îți place. Dacă am putea să vedem cum arată oamenii care donează bani online, s-ar putea să ai un șoc enorm când îi vezi. S-ar putea să nu fie oamenii drăguți cum ți imaginezi tu, ăia, nu știu, ca tine, spălați. S-ar putea să fie niște oameni să rămâi șocat. Exact ăia care, ca aspect, de care condamn. Ăsta niciodată. Da. Cu alte cuvinte, dacă vrei să ajuți, nu știu, niște copii sau niște oameni, îi lași pe oameni să vină, oamenii care vor să vină. Nu zici, tu ești îmbrăcat altfel, lasă, vină tu cu, puneți vestuță ca mine și mergem voluntari, că suntem cool. Ei s-ar putea să vină unii, de exemplu, din motive chiar religioase, obscure, de grupări, dar ajută. Până la urmă, care e scopul tău? Să-i ajuți pe ea sau să fie de acord cu tine? Foarte multe voluntariate se fac ca să fim noi cu noi, noi între noi. Păi nu, voluntariatul e ca să-i ajuți pe ea, nu ca să-ți dai tu ok, sunt ok. Da. Dar e greu. Că și asta cu când vrei să faci bine cu forță așa unor oameni, că tot așa e, pleacă din același lucru, știi? De tu ai gândit deja pentru omul ăla cum e lui bine. Ia, e o greșeală pe care până de curând am făcut-o, știi? Mă gândeam la alți oameni cum le e lor bine, exact. Eu făcând... Și după aia mă și supăram, știi? Da, normal, normal. Stai un pic, bă, dar eu ți-am investit. Bine, bă. Da, exact, exact. Da. Păi, deci sunt atâtea bancuri care vin în cap, dar unul e minunat ăla cu... Deci, în mașină, tatăl cu fica, știi? Și în... Și la un moment dat merg așa, merg prin oraș, nu știu ce, ajung într-un loc, nu e aici, nu e aici, nu e aici. Și la un moment dat asta din mașină zice, tati, dacă e deja a treia grădiniță, eu sunt târzi la liceu. Adică el, omul știa, deci, domne, e la grădiniță. Știi? Păi și asta se întâmplă, că de asta defectăm copii, pentru că sunt mulți părinți care ei știu tot. Absolut. Trebuie să repare ce n-au făcut ei în viață. Da, și trebuie să repare. Cam asta. Fă chimie, fă chimie, că am urât-o. Și o altă metodă, adică, uite, să zicem că eu sunt un om acum care se uită la podcastul ăsta, realizează că nu e bine că trăiește într-o bulă, cum face el să spargă bula respectivă? Sau să... Ce trebuie să facă? Ce face el? Să vorbească măcar câteva minute cu el și să zică ce mi-ar plăcea eu să fac. De exemplu, aș vrea să dansez. Sunt mulți oameni care vreau să... Bun,
nu te întreb de ce n-ai mai dansat în ultimii 5 ani, 10 ani, da? Du-te undeva unde poți să dansezi. Nu mai cere părerea iubitului, mamei, vecinilor, prietenilor. Prietenii pot să facă mult rău, acei prieteni care te închid, te blochează într-o bulă. E dans pe net, nu știu unde. E ieftin. Du-te la dans. Tu. Și o să observi, mamă, ce îmi place să dansez, dacă îți place. Wow! Cu cine dansezi? O îmi vedea cu alții care și ei vor să danseze. Care poate nu-s prietenii, nu-s iubiții, nu-s vecinii. Sunt niște oameni care vor și ei să danseze. Noi oamenii avem niște necesități clare, precise. Noi le știm. Totdeauna le știm. În mintea noastră undeva ele stau acolo. Dar că ai zis de Anthony Hopkins, nu știu ce. Sunt oameni, spun, toți zic, sau Steven Spielberg spunea. Ascultă vocea aia micuță, că aia spune exact ce vrei să faci în fiecare secundă a vieții tale. Dar zici, no, eu vreau mașina asta. Ziceți, nu, că mergi cu bicicleta, că mergi cu bicicleta, că îți place cu bicicleta. No. E, ascultă vocea aia mică, că undeva aia îți spune tot timpul în cap. Fă asta fără să mai întreb pe nimeni. Să se spargă bula, nu mai cere confirmări. Am voie să merg la dans? Îți iei hăinuțele de dans, nu anunți pe nimeni, ieși din casă furiș și te duci la dans. Se va petrece un miracol. Eu văd de sute de ori am văzut asta. Wow, oamenii se întâlnesc cu nevoile lor. Mamă, ce mișto e că dansez. De ce n-ai mai dansat? Dacă e să întreb după aia, nu e bine să-l întreb. El se poate speria. Dar de fapt o să afle singur pentru că partenerului nu-i place dansul. Și el și-a îngropat asta. Pentru toate lucrurile astea, oricum, ca un om să înțeleagă toate aspectele astea, ar trebui să beneficieze de empatie. Și să înțeleagă cât de importantă e emoția în tot. Da. Lucru care, din punctul meu de vedere, începe să se piardă ușor-ușor, dar e foarte ciudat ce se întâmplă. Eu cred că s-a divizat totul atât de tare încât o parte tinde să blocheze emoția ca să nu mai fie atât de fragilă și... Exact. Să nu-l destabilizeze. Da, să fie violentată din toate părțile. Și cealaltă parte... pentru asta trăiește. Neconștientizând neapărat ce e emoția, dar doar emoția le ghidează viața. Exact. Și care e... Cum îmbinăm asta? Da, care e calea de mijloc la toată treaba asta? Exact, e vorba de o cale de mijloc. Deci adică nu putem fanatic rezolva problema. Bun, lucrurile stau așa. Asta tot am... De multe ori pentru am că ai vorbit predat asta. TEDx de... Despre emoții, da. Adică este așa, oamenii zic așa, vreau să-mi cumpăr o mașină nouă, da? Bun. Și ei încep, se uită, să aibă motorul, nu știu cum, nu știu ce, așa. Și la final o cumpără pe aia albastră, că lui îi place albastru. El și-a tot setat cum ar trebui să fie, ce ar trebui să aibă mașina, ce dotări, dar de fapt, el decide emoțional. Toate studiile o spun. Nu vreau să spun ce bancuri, așa, chestii, să spun pe asta. Ideea este următoarea, că noi decidem emoțional. Dacă ne place albastru, noi la aia albastră mergem, nu la aia cu dotările. La fel ne alegem partenerii, la fel ne alegem casele, la fel ne alegem prietenii. Pentru că îmi place unul care să mă ia în brațe. Da, dar e mai urâțel, da, e poate mai nu știu cum, mai needucat, da, mă ține în brațe. E emoțională chestia. Și atunci, ce facem cu rațiunea, la ce mai e nevoie de cap? Păi, de exemplu, am discuții foarte des cu oameni care spun, sunt extraordinar de încăpățânat. Adică ce se întâmplă? Dom'le, parcă e o nebunie, deci, adică aș vrea să mă gândesc un pic la treburi. Dar zice, dar nu, mă apuc așa o încăpățânare și mă blochez că așa trebuie să fie. Dar eu văd că mi-e rău. Și nu pot. Și mă întreabă ce să fac. Oameni buni, amână. Când vine peste tine valul ăla de emoție, amână-l. Am să povestesc o chestie concretă. Cum a rezistat un cuplu, acum cred că se fac 20 de ani. Încă de la început, cuplul era... o viață intensă, erau furtuni. Tumultoasă. Exact. Și el a avut o intuiție.
ea supărată după primele două săptămâni și a strâns lucrurile așa, plec, nu știu ce. Și când se iasă din casă, el a zis, ok, pleci, să mai fac o omletă întâi, să mănânci ceva și după aia pleci. Da. I-a făcut o omletă, n-a mai vrut să plece. După două luni, deci au făcut omlete ani de zile și cuplul împreună. Din când în când s-o mai întâmplă. Da, da. Da, facem un ceiuț, facem un ceiuț. Și după ce ai pleci? În alea 10 minute, cât să face ceaiul? Că nu fierbe, că ești nervos, că ar trebui să fierbe când vrei tu. Nu, el fierbe în timpul lui. Că ceaiul ăla nu putem noi să decidem când fierbe apa. În momentul ăla se temporizează lucrurile și obosești să mai fii atât de hotărât să ieși pe ușă. Amână. Cu emoțiile nu te lupți. Ei sunt niște adversari, dacă ei se transformă în adversari, ei trebuie să fie parteneri niciodată de adversari. Emoțiile ne vor înfrânge întotdeauna. Emoțiile mele sunt mai puternice decât rațiunea mea. Și atunci, temporizează. Îndreaptă-o către altceva. Dacă îți face rău. Nu o lăsa să te stăpânească. Practic, idealul antic ăia, cei mai deștepți oameni din lume, grecii antici și latinii, asta spuneau. Deci nu lăsa emoțiile să te conducă. Ele sunt bune, ele sunt... îți dau o viață plină, dar dacă tu acum ești supărat și vrei să arunci totul pe fereastră, păi laptopul ăla pe care ai plătit 5.000 de euro acum îl arunci pe fereastră și pe care plângi. Nu arunca laptopul pe fereastră. Înțelegi? Găsește altceva pe în casă. Bravo. Bravo. Ai ținut-o atât de frumos până la final. Da, da, se poate practica o chestie foarte mișto. Oamenii, de exemplu, care sunt violenți și au nevoie de ieșiri violente, să-și cumpere prin casă, să aibă peste tot, niște mingiuțe mici, alea care când le arunci, facă da, ting, ting, ting. Ca să-și dea seama de ridiculul situației. Exact. Deci când arunci furios într-un perete cu aia și face... O, dar cu o rățușcă, exact. Să ai rățușca de nervi. Exact. Multe peste tot, înțelegi? Poți să le și mesteci. Poți exact, așa. Da. Să strigi la ele. Și o să auzi strigătul ăla. Deci zici, mamă, cât de nervos sunt. Te rog. Excelent. Poți să și calci pe ele. Hai. Îți arăt eu ție. Să sar pe ele, da, cu nervi. Exact. Înțelegi? Și atunci poate că înțelegi ceva despre tine. De ce, și... adică să înțelegem, de ce am dat exemplu cu mingiuța asta? Nu e chiar numai de glumă. Noi atașăm emoțiilor noastre puternice, dacă suntem atât de deștepți încât să le atașăm anumite sunete, anumite mirosuri, să le atașăm ceva din realitate, da, care să vină la pachet. Păi eu dacă de fiecare dată când mă voi enerva, voi auzi ting, 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 o să zic, băi, chiar sunt nebun. Da. Hai să o las mai ușor. Înțelegi? Că parcă sunt ridicolul. Uh-huh. Știi? Și atunci etichetează-ți chestiile negative cu lucruri care le duc într-o zonă nu foarte de... Mi se pare că un pic, dacă ești din zona negativă, automat va deveni pozitivă. Evident. Adică un nu pic, există, un colț. Da, nu există o cale de mijloc. Nu o să fie într-o zonă neutră. Mm-mm. Nu, o să fie în zona aia de... Op, se răstoarnă. Da. Se răstoarnă. E penibil. Da, exact. Când ai fost prost ultima... Stai, înainte de asta... Înainte de a fi prost. Înainte de a povesti când ai fost prost ultima oară. Bun, asta facem cu oamenii care sunt ghidați emoțional, dar ce facem cu cei care devin pasivi? Ăștia care își blochează emoțiile pentru a nu mai fi afectați de cei înconjoară. Da, foarte mulți sunt asta. Își dau îngheț. Exact. Își îngheață corpul. Păi foarte mulți spun așa, eu nu chiar nu simt nimic. Tu zici, serios? Da, nu, chiar eu nu simt nimic. Ok, zic. Exercițiile sunt foarte simple, se pot face și la servici, oriunde, fără ca oamenii din jurul tău să știe că faci acest exercițiu. Stai pe scaun, oriunde ai fi, și îți simți corpul. Deci mâna mea îmi atinge brațul. Simți că îl atinge. Da? Îți urmărești respirația. Iese niște aer și intră niște aer în tine tot timpul. E de dorit asta. Adică, așa. Doamne ajută. Așa. Și, așa. Deci, asumă-te pe tine, află că cu tine se întâmplă lucruri. Închide ochii și îți auzi zgomotele corpului. Corpul nostru e o uzină.
se varsă chestii non-stop, se amestecă, șuieră, clipocesc, limfăie, clămpăne. Deci e o uzină. În momentul în care tu îți dai seama, fiind oriunde la serviciu, nu simți nimic. Pe bune, nu simți nimic. Care partea corpului acum e mai tensionată? Păi laba piciorului, pentru că am pus pe, e sus pe scaun, pe brațul, pe piciorul de la scaun. Ok, ia detensionează. E mai bine? Păi e mai bine, bă. Fă-ți un mic bine. Deci practic să pornești din exterior spre interior. Da. Adică să conștientizezi că în exterior simți lucruri. Exact. Lucruri care vor duce la a simți în interior, nu? Adică eu pot să am niște emoții foarte puternice, sunt super îndrăgostit de cineva. Dar paharul ăsta îi pasă de asta? Adică el se mișcă cu ceva, dar de îndrăgostit că se mișcă și paharele. Și mă uit și zic, mă, dacă sunt cu adevărat îndrăgostit, asta trebuie să cadă pe jos. Bă, nu se întâmplă nimic. Nu mă întreb, bă, n-o fi totul în capul meu? Înțelegi? Ba da, ba da, ba da. Ba da, ba da, da. Adică dacă universul nu se mișcă după emoțiile noastre, înseamnă că trebuie să ne orientăm un pic. Exact. Dacă poți să deschizi uși cu privirea, e altă situație, e o altă cameră pentru ei, nu exact. Sunt mulți, îi adunăm exact. Așa și le dăm niște etichete. Da, X-Men. X-Men, exact, și folosim la Hollywood. Tu zici acum, dar ți-ai dori să fie acolo. În camera aia. Ăsta e scopul tău. Noi ne mai întâlnim. Da, păi știu. Eu o să vin cu pulanul ăla la gratis. Când ai fost prost ultima oară? Păi, cred că astăzi, de exemplu, când m-am trezit în fața, în spatele unei mașini parcate pe bulevard, așa, și m-am enervat foarte tare și am tins să urlu, să nu știu ce, cu geamul închis, bineînțeles, ca să aud numai eu. E discutabil asta, vă aud numai eu, da? Așa, în fine, da, și cine sunt eu? Dacă mergem mai departe. Aia te duci departe, nu? Cine sunt eu, da, da, și cine sunt eu să vorbesc cu mine, în fine, așa? Deci oprindu-ne. Cine sunt eu, mă, să vorbesc cu exact. Mine? Exact. Înțelegi? Și eram foarte, foarte nervos și după care am observat că odată nimeni nu era în mașina respectivă. Asta a fost... Asta a fost cuicul de la nervi. Știi? Da, 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 da. La da. Jucăria pe exact, deci te super tare, tare pun perete. Uh-huh. Și te aștepți că el se înroșească. În fine, de nervi. Deci asta a fost prima chestie, după care, ca asta zic, de fiecare dată, verifică un pic realitatea cu realitate. Și pe care am văzut de ce parcase omul ăla acolo. Înțelegi? Deci el își parcase mașina pentru că l-a oprise poliția și era... pe trotuar mai încolo și vrea cu polițistul. Deci n-a oprit el că a vrut. Dar avea avariile? Nu, n-avea avariile. Ai, vezi? N-avea avariile. El făcea el așa din deci ochi. Deci erai nervos? Tot bune. Da? El făcea așa din ochi lângă polițist, da. Dar eu n-am înțeles că erau avariile. Deci, adică, totdeauna să nu aruncăm scenariile noastre, de-aia se întâmplă. Mm-hmm. Înainte să aflăm, de cele mai multe ori n-au nicio legătură cu ce noi... una din expresiile care îmi place foarte mult și care aparține unui prieten este ai grijă că realitatea bate filmul din capul tău. Boom! Din capul tău. Nice. Noi tot timpul avem film în capul nostru. E plin de film. Problema e filmele din capul meu, nu filmul de pe ecran. Eu sunt tot timpul într-un film, aia e bula. Da. Și se rulează. E rolul pe care l-ai tu, rolul pe care l-are celălalt. Sunt inteligent. Unde ne ducem? Știu noi... chinez. Exact, îți spui tot felul de lucruri. Știu tot felul de lucruri. Așa. Exact. Și mă uit la tine și aștept zic din ochi că da. Da. Ai. Yes. Înțelegi? Deci lucrurile astea se numește chiar, una din chestii se numește diferență culturală. Sună foarte așa. Diferența culturală, oameni buni se referă la faptul că unii stau pe jos în loc să stea pe scaune. Asta e, adică nu că sunt mai fraieri, dar, bine, pot să povestesc cu o chestie foarte, foarte, mie mi se pare super amuzant. Te rog. Când am fost în Japonia, acolo lumea, într-adevăr, e altă cultură, adică au alte reguli. Mănânc altceva, cu altceva, în afară de tacâmurile noastre, stau pe jos, în general, în corporații, stau pe scaune, da, așa, și așa mai departe. Deci lumea e foarte schimbată și din punct de vedere emoțional. Și s-a întâmplat următorul eveniment, probabil că unii știu,
În topul, din păcate, al statisticilor de sinucideri, Japonia stă foarte sus. Da. Japonia și Ungaria. Totdeauna. Și Ungaria? Da. O locul 1, locul 2, locul 1, locul 2. Habar n-am. Da. Asta e. Și când orașul Tokyo a fost distrus de bombardament de către americani în al doilea război mondial, pe finalul războiului, l-au făcut pulbere, l-au reconstruit, dar au zis așa, ce e mai important, să meargă oamenii cu mașina sau cu trenul? Să meargă către servici. Și au zis trenul. Deci totul e construit pe trenuri de suprafață și de adâncime, iar mașinile se chinuie să treacă de nenumăratele stopuri. Deci e un dezastru să ai o mașină. Că, dacă n-ai înțeles nimic, nu. Deci dacă trenul merge primul, deci stai după toate trenurile. Mm-hmm. Bun. Aceste trenuri, pentru că oamenii care merg pe jos, au niște poduri peste ele ca să le poată trece, ori pe sus, ori pe... Dar au și pe sus. Din păcate exista, când am fost atunci, un obicei foarte trist, ca sinucigași să se urce peste poduri, să arunce în fața trenului. Ce se întâmpla? Oamenii în metrou, că ei numeau metrouri trenurile astea, că ba, erau la suprafață, ba, se duceau jos, pe dedesubt nu vin. Și atunci oamenii din metrou plin de oameni se oprea brusc. Și te gândeai că ai mai trecut peste un vecin. În fine. Deci era foarte sinistru că te gândeai, deci s-a oprit. Păi da, de-aia s-o fi oprit. Bun. Se întâmpla destul de des chestia asta. Mai des decât am vrea. Când am aflat, în fine. Și eram într-un astfel de metrou și probabil știe toată lumea că e foarte interesant aia, există împingători, într-adevăr, când metrou, deci oamenii încearcă să intre în vagoanele de metrou, la ori, așa, și au niște oameni angajați care îi împing acolo. Nimeni nu se supără, deci te împinge de... așa. Dar nimeni, asta e, ne împinge. E, eram într-un metrou full. Eu, cât înălțimea mea, și ei undeva pe aici, dacă, cam pe aici, deci sub siori. Mulți japonezi. Și se petrece această frână puternică a metroului. În momentul ăla, toată marea aia de oameni, eu nu mă țineam de nimic, pentru că n-aveam nevoie, n-aveai cum să cazi. Mm-hmm. Deci erau milioane de japonezi mici. Era o masă compactă. Da. Eu stăteam liniștit, cu mâinile pe lângă corp, important. Nu aveam în apropiere nicio bară, nicio nimic de care să mă țin. Și ce s-a întâmplat? Stop, și marea aia de oameni mai micuți de lângă mine a zburat spre o parte a vagonului. În mod miraculos, deci totul se petrecea fulgerător. Eu am văzut că corpul meu se deplasează mai lent și s-a făcut o gaură de vreo metru jumate, doi, între mine și o doamnă, la vreo 50 de ani am depistat-o eu, care nu mă vedea și care stătea în lateral de mine și nu vedea venind bolidul. În capul meu am zis, o fac pulbere și nici nu mă vede. Adică nu știe de ce moare. Nu știe ce a lovit-o, exact asta e expres. Exact nu știe ce a lovit-o. Zburând prin aer, mă gândeam, cu mâinile pe lângă corp, că așa m-a prins, deci n-am vede să te prins. Era gol în jurul meu, zburam și zic, săraca de ea. Și fără să mă vadă, o lovesc în plin pe doamne. Dar în plin. Deci eu având mult peste ea, deci era de 2 ore și jumătate, plus sacoșele ei, nu conta, erau la pachet, erau mult sub așa. O izbesc, efectiv. Doamna, în momentul în care eu o izbesc, fără să mă fi văzut, zice ceva în japoneză. Deci, dar nu m-a văzut. Deci pur și simplu a fost, asta e cultura. Ce faci în fiecare clip a vieții tale, la standardul de situație, tu reacționezi că așa te-a învățat. La casă, la școală. Și ea zice ceva. Înțelegi? Și eu aud cumva, eu mă simțeam super vinovat că o fac praf, și aud că ea zice ceva. Și răspund și eu cu singurul cuvânt care mi-a venit pe buze, că știam 4 cuvinte japoneze. Am zis, să zic și eu ceva, dacă ea zice ceva, avem deja un dialog, deci vorbim în timp ce am făcut-o praf să-i răspund și eu. Și ea, ce a zis ea? În secunda în care am lovit-o, ea a zis, iertați-mă, iar eu i-am răspuns, cu plăcere. Măi, mi-aduc aminte povestea, dar am uitat-o asta cu iertați-mă, cu plăcere. Cu plăcere. Hai să o luăm așa. De ce a spus doamna iertați-mă? Pentru că, fără să intru în stereotipuri, dar în cultura japoneză, în momentul când ceva se întâmplă de rău, tu ești vinovat. De ce? Am observat o chestie, am studiat asta, că am vorbit cu profesori care predau acolo, profesori
americani, australieni, că e mai aproape Australia și mai departe, englezi, care predau engleză și mi-au spus așa, noi cu copiii ăștia învățăm engleză și noi îi întrebăm, scaun se zice chair, da? Ați înțeles? Ei dau cel mult din cap. Cineva are vreo întrebare? Zice, niciodată, niciodată, nimeni nu are nicio întrebare. Și noi ne-am gândit, mamă, ce bun profesor, noi ne-am gândit în prima săptămână, a doua, mamă, deci toată lumea înțelege. Au venit lucrarea scrisă. Rău de tot. I-am întrebat, de ce nu ziceți? Nimeni n-a zis nimic. După care am, în sfârșit ne-am gândit, am vorbit cu ceilalți profesori care ne-au zis ce spun părinții. Le se spune acasă, dacă tu nu înțelegi ceva, tu ești vinovat și ne mai faci de rușine și familia. Păi în momentul ăsta tu nu mai poți greși. Negreșind nu poți să înveți. Ți se setează cumva că ești responsabil. Asta are și o parte fantastică, pentru că fiind responsabil, îi ajuți pe ceilalți, ești implicat în societate, vezi cutremurile, vezi dezastrele din Japonia, când toată lumea ajută. Deci e partea fabuloasă. Partea mai puțin dorită este că tu ești vinovat și pentru greșelile altora. E, și atunci doamna aia izbită de un european chipeș, mai așa, înalt, așa, ea a zis iertați. Da, asta se, cred că se răsfrânge și asupra culturii coreene, nu? E cam aceeași... Nu. Nu? Nu, 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 nu. Pentru că a fost un caz la un moment dat cu un avion care s-a prăbușit. Și au strigat toți iertați. Da, și au strigat toți iertați. Nu trebuia să fac bună. De ce, mă? Foarte bună. Și aia de jos. Cu plăcere. Cu plăcere. În fine. Scoțându-și copiii de... Of, Doamne, vezi de aia, nu, că nu te oprești, nu te oprești. Nu, mă, dar e amuzant. Așa. Și a fost o chestie cu comandantul și copilotul. Copilotul era mai tânăr decât comandantul. Comandantul a făcut o eroare clară de pilotaj. Copilotul a observat și nu a spus nimic și au murit toți. Da. Și nu a spus nimic pentru că acolo e considerată insubordonare și că e imposibil ca tu să gândești mai bine decât ăla mai în vârstă decât tine, da, și mai, da, pregătit. Da. Asta are și o parte foarte bună, că structura socială funcționează. Da, și e, adică, clar stabilită. Exact, da. Dar și o parte rea, că atunci când apare o eroare, toată lumea zice, eroarea nu poate să existe, nu poate să existe, nu vorbim despre asta. Există acest concept care ar fi bine să-l preluăm și noi, de onoare. Mm-hmm. Nu poți să pătezi onoarea celuilalt. Mamă, cât de greu. Da, nu poți să o pătezi. E celebră, s-a făcut și film și americanilor, pentru că povestea este fabuloasă, cu povestea celor 47, parcă, de ronini. Roninii sunt niște slujitori care păstrează onoarea landlordului lor, deci al șefului lor. Onoarea lui e la ei. Și au făcut următorul lucru. Unul din acești doi stăpâni l-a jignit pe altul. L-a jignit. I-a atins onoarea, a spus ceva despre el. Și atunci ce au făcut ăștia ca să-l dezonoreze pe primul care a greșit? S-au dus în fața casei lui dimineața și s-au sinucis toți în fața casei. Mm-hmm. Ca prin sângele lor să-i păteze definitiv onoarea celuilalt. Ce a făcut ăla? Și familie. Ăla a ieșit din casă, a văzut asta, a înțeles că e dezonorat pe viață, n-a anunțat pe nimeni și a dispărut definitiv din viața, familia, a dispărut. Pentru că el nu mai avea cum să se reabiliteze niciodată. Mm-hmm. E... Iată o poveste dintr-o cultură care ține la onoare. Păi vezi că și asta cu țările, că țările și culturile diferite sunt tot de bule pe undeva. Adică absolut! De asta vorbim de naționaliști convinși, în special oamenii aia care n-au ieșit odată din țară, știi? Ca să vadă ce se întâmplă în altă parte. Să aibă curiozitatea de a face asta, nu că ești delegat că te-a trimis. Se ajunge la niște chestii aberante, deci eu nu vreau să numesc țara, dar eu am fost într-o țară în care scria în ziare că noi din țara asta nu avem cum să ne îmbolnăvim de SIDA, pentru că noi nu luăm SIDA. Eu bănuiesc care e țara, poți să o spui, te rog frumos? Nu vreau să spun. Nu vreau să... Deci, scria... deci era siderantă această chestie, noi nu putem
să ne îmbolnăvim de sida. E lângă noi, măcar nu, că e indiciu? Nu, e departe. A, e departe? Departe, oh, departe. Okay. Deci, incredibil, asta e... Asta e okay. Te seama că oamenii mor pe capete zicând noi n-avem sida, pentru că noi nu ne îmbolnăvim. Până acolo se poate ajunge. Nu iei medicamente pentru că ți-a zis cineva că nu, medicamentele fac rău. Oameni buni, ajută-te. Da. Deci, cultura poate să ucidă, dacă e înțeleasă așa, ca limitare. Dar s-a observat, studiile o spun foarte interesant, în zonele cele mai multiculturale s-a crezut că acolo vor fi criminalitatea ridicată, oamenii nu se vor mai respecta între ei. Studiile spun că acolo oamenii se respectă cel mai mult. Deci paradoxal, acolo unde sunt toți de o nație și s-au închis într-o fâșie, nu e neapărat mai bine. Nu e mai bine. Studiile au observat asta. N-au zis de ce. Da. Au observat că atunci e un lucru foarte... Mie îmi place mult Bucureștiul, țin foarte mult la București. Așa. Păi acum 100 de ani, pe străzile Bucureștiului se vorbeau 13 limbi în mod curent. Oamenii nu știu asta. Pe stradă se vorbea în 13 limbi. Noi suntem un oraș multicultural înainte să se inventeze chestia cu multiculturalitate. Deci noi suntem foarte deschiși către străini, către alții. Practic străinii suntem noi, adică suntem atât de amestecați încât românul verde, numai dacă dai cu vopsea pe el, că nu există un român verde. Dacu ăla, da. Dacu care de fapt era roman, în fine, venit din Oradea, în fine. Poftim? Ce? Nu, că știi că există toate poveștile, că de fapt noi am inventat limba latină. Știi poveste? Latina este, deci e limba dacilor pe care au preluat-o ei. N-ai auzit asta? Uite, pe net. Bă, nu n-am auzit, dar le știu pe toate, cu daci, îngeri. Eu... Da, asta n-ai știut-o. Sunt foarte frumoase. Deci noi am, deci limba noastră, da, a dacilor, deci am, tu citește pe net că e foarte interesant. Deci noi le-am dat latină, da, romanilor. Exact, cât am vrut noi, că la un moment dat n-am mai vrut. De asta nici nu seamănă. Mai descurcați-vă și singuri. Da, 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 noi, e la noi. Cred că oare a avut impact și Pavel Coruț la toată treaba asta? E genul de om care se agață de povestea asta. Pentru că el, înainte să apară moda asta de daci liber, el scria niște cărți care eu cred că au dat niște lideri după aia în grupările de daci. Absolut, absolut. Sunt și acum pe-n păduri. Deci... exact. Ținând acolo steagul. Dacă treci pe autostradă și lași geamurile jos, o să-i auzi hăulind. Deci acolo sunt. E steagul lup. Băieții n-au nevoie de lumină, nu? Că e în ei. Proful, poți să le recomanzi oamenilor, te rog frumos, în primul rând, trei filme? Da. Un film absolut extraordinar, care vorbește despre lumea noastră de azi, despre durerile și... Deci exact despre lumea asta, așa cum e ea, este Capernaum. Un film absolut senzațional. Și pe care ar fi bine să-l vadă toată. Ei sunt atât de emoțional, atât de în toate felurile. Vorbește despre România, Iran, Statele Unite, despre orice, despre toate. Pentru că e foarte omenesc și e o poveste simplă și zguduitoare care se petrece la câțiva metri de viețile noastre, ale tuturor. Lucrurile alea se petrec și în București, pe străzi acum. Și în Oradea, și în Bacău. Se petrec acum. O să-l văd. Deci Capernaum e unul dintre ele. După care mai e un film extraordinar de interesant, care are un probabil 20 de ani, nu știu cât, Babel. Minunat. Minunat. Minunat film. Și un film care... Unii au zis că a fost tot fel de discuții că ar fi, nu exista asta, cel mai bun film. Asta e o aiureală, evident. Arta nu e așa. Amarcord de Fellini. Care este filmul. Știu că e preferatul tău. Are umor, are un... Are profunzime, are filozofie, are cinism, are tot ce poți, amarcord, omenesc. Și mie mi-a plăcut, a fost drăguț. Da. Are politică. Da, are. Tot ce vrei. Trei cărți? Trei cărți. Păi, măcar un Dostoevski, de exemplu, Crimă și pedeapsă, care e o poveste despre cum ne credem mai special decât ceilalți, cum toți ne credem că suntem un pic mai importanți decât ceilalți
Și cum se întâmplă, ce ni se întâmplă dacă o facem chestia asta? Pe toți ne mușcă chestia asta. Unu. Altă carte ar fi, apropo de miezul cuplurilor, al relațiilor, al frământărilor reale prin care trecem toți când suntem într-un cuplu, Ana Karenina. O carte senzațională despre viața adevărată a cuplurilor, Ana Karenina. Și o carte care va vorbi despre România, despre cine suntem noi într-un fel foarte special, care are și viață de cuplu, are și politic, are și istorie, are și umor, are și filozofie, are și cinism, cel mai iubit dintre pământe, care e o frescă uriașă în care zici wow, deci ăsta e Bucureștiul? Dacă noi mergem pe străzi acum în București și ne oprim în fața unei clădiri care are mai mult de 50 de ani, ce s-a întâmplat în clădirea aia, dacă am afla, ar fi fabulos. Bucureștiul este unul dintre cele mai interesante locuri din lume. Noi am avut aici un domnitor, pe Mavrogheni, Nicolae Mavrogheni, care mergea pe stradă cu caleașca trasă de reni cu coarnele vopsite în aur, care avea 4 identități și în fiecare dimineață când se trezea anunța cum îl cheamă. Care în momentul când veneau turcii să ia tributul, bani și așa, le dădea banii, făcea mega petreceri, îi lăsa să plece spre Giurgiu și la jumătatea drumului trimitea oamenii lui și îi furau pe turci. Turcii veneau furioși înapoi și zice, cineva ne-a furat de tribut. Și zice, nu se poate, la mine în țară. Și pleca cu alți oameni să-și caute pe aia pe care el îi trimisese. Asta a mers de 3 ori până când s-au prins turcii și au trimis să-l omoare. Numai că el avea 4 identități, 4 feluri de haine și fiecare zi se îmbrăca, sau din când se îmbrăca altfel. Deci un om, deci noi unde poveste mai interesantă decât asta să-mi spună mie. Se trezea dimineața și aduna mari boieri, care erau mari boieri cu niște averi uriașe. Mari boieri în România erau oamenii bogați ai Europei. Bun, nu că acum n-ar fi mari boieri care au grămezi de bani. Care sunt mamele lor. Exact. E, și omul ăsta se trezea dimineața și zicea, am visat că cineva din camera asta mă trădează. Se ducea, trecea prin fața fiecare și zicea, tu erai? Și ăla zicea, nu eu, 10.000 de talanți că nu sunt eu. 15.000? 13? 13.000 că nu ești tu. Și trecea la următorul. Așa făcea rost de bani. Mi se pare că parcă erai tu. Nu eu. 8.000? Tu? 11? 11.500 și nu erai tu. 3 piese de teatru care se joacă în momentul ăsta? 3 piese de teatru care se joacă. O piesă pentru publicul tânăr, extraordinar de dinamică, de haioasă, de interesantă, de, în toate felurile, act orchestra. Uh-huh. Act orchestra cu niște, să zicem, tineri absolvenți au terminat acum câțiva ani, dar totuși, așa, foarte buni, act orchestra, una dintre ele. Altă piesă, dacă vreți, dacă lumea vrea să se distreze pe seama relațiilor de cuplu și a un pic istoriei românești, poate să vină, dacă vrea, la Micul Infern pe care îl joc, care are deja aproape 300 de reprezentații. 300 de reprezentații în 6 ani și ceva. E probabil că așa, matematic, probabil că după Revoluție este cea mai jucată, pe unitatea de timp, cel mai jucat spectacol. 300 de reprezentări în 6 ani și un pic. E uriaș. Așa. Și ar mai fi să mă duc în altă zonă, complet altceva. Fluturii sunt liberi, de la Teatrul Excelsior. O piesă despre dragoste inocentă, caldă, surprinzătoare, cu actori minunați, în miezul carierei lor, 30 și un pic. Deci o piesă de pus la rană.
Și la final, există Dumnezeu? Jung spune așa, și eu cred că pe mine m-a lămurit foarte mult chestia asta. El a spus așa, imaginați-vă, eu vulgarizez mult acum ca să... e ca și când aveam niște formatări pe creier, deci niște cămăruțe în care obligatoriu noi punem să locuiască cineva. Avem această, creierul nostru e formatat că există un sens superior al vieților noastre și că există o coordonare a acestor evenimente care par întâmplătoare. Unii îl numesc Dumnezeu, dar există o nevoie în noi de o ordine superioară. Ne naștem cu asta, creierul se formatează așa. Deci, din această perspectivă, fără discuție că el există. Pentru că avem nevoie de un înțeles superior al acestei alcătuiri. Uh-huh. Ne uităm la un mușuroi de furnici, vedem acolo o organizare superioară, fabuloasă. Cine a făcut-o pe aia? A venit și le-a spus și le-a zis furnicilor, tu alegi mai, aleargă mai repede, mai așa, tu ia grăuntele, tu nu știu ce. Deci există fără discuție această ordine superioară pe care, de care noi avem nevoie ca să dăm un sens. Depresia, una din cele mai simple formulări este faptul că chiar cred că nu mai are sens să miști nici mâna. Nu mai are rost. Rostul. Acum, cred că e mișto să spun asta. Rostul în limba română este un cuvânt care înseamnă mai multe lucruri. Unul dintre ele este rostul de la ușă. Deci când ușa, balamaua intră în gaura aia, ăla se numește rost. Ce e? Un spațiu liber care face să se îmbine două chestii fixe. Acel rost dă sens și ușii și zidului. Deci faci o deschidere în zid prin care lucrurile se pot întâmpla. O închizi, o deschizi, trecem prin ea și așa mai departe. Rostul este îmbinarea care face posibilă sensul întregului. Și atunci, de fapt, această balama de care noi avem nevoie ca să aibă rost viața la servici, viața din mașină, prietenii noștri, dușmanii noștri, părinții, copiii noștri, toate lucrurile astea trebuie să se îmbine într-un rost care să nu fie rigid, să nu se rupă, dar în același timp să fie suficient de, adică, de puternic încât să nu se... Să dea un sens. Da. Să dea un sens. Mai vreau să spun ceva despre un ATC, un lucru foarte important. Apropo de îmbinarea lucrurilor, că de aici am venit. A fost o evaluare, toate universitățile din lumea asta sunt evaluate periodic de către cineva. În aceste echipe de evaluatori trebuie să fie și, evident, oameni din afară, că oamenii din afară vin și zic, domne, ești bine sau nu ești bine. Și la un moment dat a venit un profesor din Anglia care a evaluat 10 de universități din, cel puțin din toată Europa, dacă nu mai mult decât Europa. Și la un moment dat a zis, a vorbit cu, la momentul ăsta, cu conducerea din momentul ăla a universității. A adunat date și după aia a zis, aș vrea să plec de aici până când nu vorbesc cu un profesor care nu se află în momentul ăsta în conducere. Și pentru că eram pe acolo, zice, Livile, poți să vorbești? Da, sigur. Și omul a zis așa, s-a așezat așa și a zis, da, aș vrea să vă pun câteva întrebări, să puteți să ne răspundeți simplu, da. Pe holurile acestei clădiri prin care eu am fost și m-au plimbat, aici există studenți, actori care trec pe holuri? Da, zic, sigur că da, au sălile de clasă, deci, da. Pe holurile astea pe care am trecut eu pe aici și unde ziceți că trec studenții de actori, există și studenți de la regie film care trec pe aceleași holuri? Da, zic, da. Există și studenți de la coreografie, că dansatori, nu știu, da. Există și studenți de la scenografie care fac decoruri, costume pe aceleași holuri? Și a ținut-o așa, înșirând toate secțiile noastre, toate părțile, componente ale universității, cum ar fi game design mai nou, multimedia, new media și așa mai departe. Și zice, vreau să vă spun un lucru. Eu am crezut că eu sunt mințit. Pentru că e o universitate
în care se îmbine oameni atât de diferiți și care se întâlnească pe aceleași holuri, eu vă spun sincer că eu nu cunosc. În Europa, eu nu știu dacă există. În mod normal, într-o clădire, nu adun niciodată. Sunt doar regia și de film și imaginea de film. În altă clădire, la dracu' cărți, facultatea de actorie. În altă clădire, la 10 de kilometri, zice, la noi, în Anglia, sunt spuse români. Dacă eu vreau să întâlnească un student scenograf care face costume cu un tip de la actorie, ei trebuie să facă hârtii facultățile între ele, oamenii ăia să-și dea o întâlnire. La noi în ATC și studenții noștri de multe ori nu sunt conștienți de acest avantaj. Păi la cantină se văd oamenii ăștia care aparent sunt din lumi diferite. Dar lasă la cantină, dar și la cămin și ies împreună și da, tot fel de chestii. Te hrănești de la oamenii ăștia care vor fi după aia directorul studioului de filme, nu știu ce, exact, da. Directorul Teatrului Național, șef la agenția de publicitate. Toți ăștia sunt în același spațiu în care țin să anunț că e mult mai mare universitate decât poate își dau seama oamenii, ea explodează în momentul ăsta ca număr și avem 830 de studenți în momentul ăsta și 300 de oameni personal didactic, profesori și auxiliar. 1130 de oameni. Nu mai e mic. Profum, te felicit pe lângă faptul că arăți atât de bine și pentru noua, cred că mai mult decât funcție, ci noua perioadă din viața ta în care îți vei îndeplini menirea și te felicit și pentru că, ca de obicei, ai avut curajul și ți-ai asumat niște lucruri și datorită faptului că ai reușit să îți asumi lucruri și să fii curajos, s-a introdus și actoria în școli, de la clasa 0 până la clasa 12. Sunt foarte multe lucruri pentru care te felicit și îți mulțumesc din suflet. Știi foarte bine de ce. Mm-hmm. Eu vreau să spun că ce-mi doresc eu foarte tare și cred că voi reuși asta, să înțelegem că noi în momentul ăsta un ATC întinde brațele tuturor oamenilor care vor să se implice în acțiuni care să schimbe un pic mai bine viața oamenilor pe paliere extraordinar de diferite. Este o universitate puternică, e o universitate deschisă valorilor. Totuși aș vrea să spun asta, am un proiect la care țin tare, bine, că m-am gândit la el, evident că ții la el, dar un ATC 70 se numește, vom sărbători 70 de ani anul ăsta printr-o serie de evenimente care probabil se va transforma în luna un ATC, pentru că avem foarte multe evenimente în care să se adune ca într-un bol așa, ca într-o cupă, toți decidenții, toată artisticăria din țară, facultăți, universități, toți decidenții la nivel de ministere de nu știu ce, la nivel de organizații de școli de film din Europa, de școli de teatru din Europa, de organizații care introduc artele în educația tinerilor și așa mai departe, să ne vedem toți odată și să propun ca împreună cu acești oameni să creăm un proiect de țară care să ajute ca oamenii ăștia să fie mai bine în viețile lor. Îmi doresc foarte tare asta și sunt convins că sunt o mulțime de oameni care așteaptă așa ceva. Eu abia aștept. Când se întâmplă asta? În mai. La sfârșitul lunii mai o să încep. Mai un pic. Mai un pic. Îți mulțumesc frumos, prof. Mulțumesc și eu foarte mult. Și, bă, nu că multă baftă, ci toată susținerea mea. Mulțumesc că o să am nevoie și s-ar putea să regreți asta pentru că te voi chema. Dar ți-am mai zis. Știu, dar acum o zic și public, nu mai ai cum să o dai înapoi. Să facem un zoom-in pe ochii lui când a zis asta. să termin cu asta, că am uitat să te întreb. Mi-a zis, am primit întrebări de la ascultători. Da. Și anume, stai două secunde. Nelu Cortea. Te întreabă dacă te bucurai în momentul în care îl chinuiai în facultate. Asta e întrebarea pe care ți-a pus-o el. Nu-l chinuiam și da.
Bun. Asta a vrut să audă. El a zis că el știe, că i-am și zis, bă, dar nu știi răspunsul. El a zis că știe, dar ar vrea să te audă. Dacă antrenezi pe cineva dificil ca să iasă dintr-un incendiu, îi va fi greu în perioada de antrenament. Dar și când vine focul și el scapă. Exact. Cam asta e. Adică Nelu Cortea ăsta care se adresează în momentul ăsta către zeci de mii, poate sute de mii de oameni, păi Nelu Cortea ăsta s-a antrenat pentru asta și oamenii ăia de-aia îl iubesc. Pentru că știe să facă lucruri. Da. La revedere.